să mor. În veșnicește mă, în veșnicește mă, în veșnicește mă, cu noroc. În veșnicește mă, în veșnicește mă, în veșnicește mă, cu noroc. Copilele lasea să le vede pe ape, eu parcă le-aș cunoaște, le admi de-aproape. Cea mai mică, cea mai trestioare, începe să mai plouă pulbere stelare. Mă întorc pe zon de ziua, rouă când se lase, aștept pării cu soare, aici în prag de case. Răsune propoțelul, cei mai faci bădițe, și tu cobori pe rarea, pâine la portițe. Înveșnicește-mă, clipe, te rog, eterne patimă fi cu noroc. Bună seara, bună seara, bună seara! Suntem la camera cea din centru. Așa. Bună seara, vă salutăm, dragilor, aici, din cadrul emisiunii noastre. Cântați cu noi, alături de maestru Gheorghe Țopa. Așa. Viorelia, dați să povestim la lume, până când mai vin mai multă lume pe... Da, noi vă invităm să vă conectați cât noi, mai mulți, așa, da? Într-un de număr să, cât mai mare. Să vedem de ce tu ai venit în culoarea asta, clar că nu e violetă. Roz. Roz, da? Da. Dar numele e Viorelia. Viorelia este colegă cu Adi Carp. Lucrează prezentatoare sau cum? Așa, prezentatoare radio. Radio, dar... Și de astăzi Adi Carp iarăși a găsit un motiv... Cu toate că vă la spune data viitoare, vă la spune el singur. Într-adevăr, ceva probleme, dar numai nu cu sănătatea. Așa. Important că este colega și noi știm cum de obicei ne și noi astăzi n-am putut, doar știți cine vine la noi. La noi vine Adrian Bradu! Bună seara și bine v-am găsit! Adrian Bradu, el o să-mi spune de unde vine el. Ne-am înțeles de la bine început. Eu numai decât o să menționez de ce Viorelia ocupă locul ăsta, locul lui Adi. Și de aceea, Viorelia, vă rog frumos acolo, așa, Viorelia, și o să ne cânte. Da, dar un pic mai târziu, pentru că lăsăm pe maestru și pe invitatul nostru care astăzi... Eu am spus ca să nu uit, ca să nu-mi aminte, da? Super. Și acum trecem la Adrian Bradu. Ce familie frumoasă! Uite, eu n-am auzit așa familie. N-am auzit. Și chiar îi spătrivește. Așa un băiat ca un brad. El se vine de la Edineț. Mai exact, din satul Chetroșica Nouă. Suntem la o distanță de 22 km de oraș. Am 15 ani, cânt la mai multe instrumente și am o mare pasiune de a cânta vocal. Bravo, Adriane, bravo! Uitați, dacă el aproape în fiecare seară... are conexiunea asta cu TikTok-ul. Foarte și are bravo. Mulți urmăritori și el fiecare seară. Dar astăzi suntem și noi pe TikTok. Încercăm. Da, îi ținem companie și Adrian nou ne ține de fapt. Sigur că cei care pe TikTok, dacă vor să vadă o calitate mai bună, să vină pe... Pe pagina oficială a maestrului Gheorghe Țopa. Da, pagina oficială și pe YouTube la... Gheorghe Țopa, iarăși, cu noi. Ca să vedeți la televizor toată frumusețea asta. Acum, Adriane, uite care, ai spus satul cum se numește, da? Da, Chetroșica Nouă se numește satul. Chetroșica Nouă. Ce frumos sună. Dar tot e frumos la băiatul Adriane, ăsta. E frumos, da. De unde vine e frumos. Vreau să știți, să veniți, să fiți cât mai mulți, că în 20 minute avem surpriză. Dar pentru spunem, copilașii dumneavoastră, așa. Pentru copilași, pentru nepoții dumneavoastră, faceți-le sunet, puneți-i pe toți să stea în fața televizoarelor, telefoanelor, să ne vizioneze că în 20 minute o să aibă o surpriză. Toți copiii, de orice vârstă, o să aibă surpriză în seara asta. Pe lângă aceea că Adrian ne cântă, Adrian are și surpriză. A venit nu singur, deci așa. Eu o să vedeți cu cine a venit el în 20 minute. Adriane, uite, avem noi o tradiție ca eu să cânt primul un cântec. Da. Știi? Ca să vină cât mai multă lume. De ce eu nu pot să nu cânt astăzi?
Desigur, maestre, da. Nici cu mare nu începem drag. Emisiunea fără dumitale. Și mă gândeam ce să cânt, pentru că în fiecare emisiune eu încerc să cânt ceva, dar aș cânta un cântec, Sunt un călător. El, clar că e mai în vârstă, că e de mulți ani, dar vreau să se regăsească cei care le place de tine, le place ceea ce faci tu. Scânt un cântec mai din timpuri când eram și eu flăcău, să zicem așa. Nu eram copil. Așa. Da. Și o să cânt cânticul Sunt un călător. Oameni buni, cum v-am spus, în 20 minute aveți surprize mari și să fiți cu ochii pe noi. Noi vă invităm să vă conectați. Sunt un călător, aș vrea acum să zbor, căci vin cu dor, vin cu dor spre casă. Ninge încetişor, iar câte un fulgușor, strălucitor și ușor zâmbește. Un cobor de nea s-a șterne-n calea mea, covorul drag până-n prag mă duce. Mamă, bun găsit, sunt astăzi fericit că am venit în sfârșit acasă. Se leagă nătorul teran la scumpa căsuță ce-o am, și mamei îi poate la ceam. Oh, dacă ar ști când voi veni. E fugar, el mă-ndeamnă iar să plec din nou, plec din nou în lume. Sărut mâna ta, mă iartă maica mea, că nu rămân, nu rămân acasă. Se leagă nătorul era la scumpa căsuță ce-o am, și mamei îi bate la ceam. Oh, dacă ar ști când voi veni. La scumpa căsuță ce-o am, și mamei îi bate la ceam. Oh, dacă ar ști când voi veni. Da.
Foarte frumos. Ai distribuit și tu? Da, sigur că Bravo. Da. Eu prima am distribuit. Ba nu, da, eu prima. Da, a, da, Adrian, dacă e mai tânăr, e mai eu am făcut-o cu 20 de minute mai înainte. Bravo, Adrian. Domnul Gheorghe, cum ați adus diaspora acasă. Mai vreme dacă nu era emisiunea? Era programare. Și am distribuit programarea și când se începe emisiunea, aș să anunță instant. Ia ca, vedeți, domnul Adrian, Gheorghe? Tu și ești blogger, ce și ești tu? Un pic de hacker. Sau cântăriți. Ești un pic de hacker. Oameni buni, cum v-am spus, cei care ne văd, și ca să nu credeți că noi facem o surpriză pentru dumneavoastră, surpriza nu-i Viorelea, nu Viorelea, avem altă surpriză. Viorelea este colega lui Adi Carp. Care astăzi și... țin companie maestrului, Gheorghe Țopa. Da, țin companie și o să ne ajute cu internetul ăsta, cu mesajele, pentru că eu și văd rău și nici nu vreau să pun ochelarii. Eu cu mare drag și plăcere să vă ajut, domnule Gheorghe, așa da, că... Da, Adi Carp are ceva probleme, dar nu are probleme cu sănătatea. Mai repet o dată, da, dar nu colegul poate, meu mi-a transmis poate... mie, după care... Da. Ei sunt colegi, ea este prezentatoare la Radio Dar, da, și noi suntem în incinta. Da, sunteți la noi acasă, gata, acasă. Sunteți acasă. Și Viorelea a făcut-o, face cu mare plăcere, mai ales că avem un invitat deosebit, deosebit. Adriane, ca să știi lumea de la bine început, de ce nu l-am invitat pe Adrian mai demult? Eu l-am văzut mai demult, nu vreau să spun că anul ăsta, poate un an în urmă, l-am văzut, am văzut ce face el, ce cântă, cu câtă dăruire face el tot și tot se primește. Mai ales că în seara asta el o să vă prezinte ceva, niște cântece care nici nu le-ați auzit. Nici nu le-ați auzit. Dar eu am crezut că el e din România. Și mă gândeam, când o să fac eu o legătură cu Bunielu, ca Bunielu să-mi aducă pe Adrian cu toți frățiorii lui, cu surioarele, se aducă la mine în emisiune, cântați cu noi, pentru că, cum știți, și-a luat zborul, să zicem așa, Oleg Spânu, a fost mai, vreo 3 ani în urmă a fost și Patrick Hanganu, a fost la noi, a fost... nu vine acum numele... Oleg Spânu a fost, da? Oleg Spânu a numit. Așa. Mai sunt câteva fete tinere. A fost și, de-amu, mai proaspăt, a fost și colega lui Spânu... Macrina a fost la noi, care o voce superbă și are foarte multe urmări și mai ales că am observat, e foarte difuzată în România. Mai vine mie, să-i mai vine acum în timpul emisiunii, noi mai scrim ceva. Și, da, am crezut că el din România și îmi făceam probleme, cum să aduc, cum să vorbesc cu Bunielu, să mi-l aduc la noi emisiune. Și emisiunea trecută, el a intrat la noi pe TikTok, a intrat în direct. Apropo, cei de pe TikTok, sunteți bravo tot timpul, a intrat el, a vorbit cu noi, Adi Carp a făcut legătura asta. Legătura, am vorbit cu el... Și noi zicem, dar de unde ești tu? Știi că zic să... L-am întrebat, Adi, facă semn, întreabă-l de unde. Și când îmi spune, el e de la Iedineț. Așa credeți-mă că eu, cel puțin un an în urmă, am vrut ca el să vii la noi emisiune. Astăzi este la noi. Adriane, uite, lumea nu știe că noi am pregătit vreo 25 de cânti. Of, nu știu cât ați două din noi să le cântăm în seara. O să reușim, oamenii care... Sigur că reușim. Cu ce ai vrut tu să începi? Zic că, în primul rând, să nu punem lumea pe plâns, să-i distrăm un pic, să facem două sârbe frumoase. Bine, mă, bine, dar după sârbile, ce le facem când cel care, sper eu, că o să te reprezinte? Da, sigur că da. Viitor. Da. Toată atenția la Adrian. Brado! Foie verdea, bobului măi. Foie verdea, bobului măi. Lung e drumul gorjului, dar mai lung e adorului, că la gorști duși vii. Dorul n-are căpătâie,
Era neca vreo doi zloți și nu te iubi cu toți. Era neca vreo doi zloți și nu te iubi cu toți, măi, măi. Și-am zis verde să și oară, Mărie și Mărioară, Mărie și Mărioară. Par o să fie de plouă, să nu mă omoare de tot pofoc. Mărie și Mărioară, iau un par de mă omoară. Dar și când sari numai o strofă? Am vrut să le fac un pic mai scurte. Vroiam să zic despre prima piesă care am cântat-o. Este vorba de Mărioară de la Gorj. Eu știu piesa de aceasta de... am cântat-o la România au talent și am trecut în etapa următoare cu 4 de da. Bravo, mai, felicitări! Mai și acolo și ai cântat tot o strofă? Nu, acolo am cântat 3. Da, la noi am așteptat. Măi, Adriane, uite ce facem noi. Uite, de la început înțelegem. Noi mai cântăm o dată, nu acum. Da. Dar cântăm toate trei strofe, băieți. Da, tu s-a făcut. Ascultă, nu-i mai fă-ni astea. Ai cântat alt cântic? Cântic și la cea la trei strofe, dacă-s trei. Eu te-am întrebat, mai sunt strofe? Zic, mai sunt. Tu ce, tu ești pe la TikTok, la tine acasă, băi? Păi ce, măi, cântați. Înțelegi acum cât de tare i-a plăcut maestrului cum ai cântat și tu ai cântat doar o strofă. Ok. Gata, nu. Înțeles. Principalul când i-au înțeles e cei de acasă. Noi vrem ca el să ne cânte cântile întregime, pentru că dacă ne cântau așa, păi noi cântăm numai 25, noi cântăm vreo 40, băi, seara asta. Adriane, ai înțeles, da? Da, sigur că da. Și mai ales, nu mai trece din una în alta. Trebuie să facem fiecare cântic aparte, îl oprim, începem alt cântic, poți cânti două cântici la rând. Ok? Da. Așa. Eu nu vreau și ascultători, eu vreau tot să fii înțelept. Ai înțeles? Sigur că așa. Da. Mai departe, și facem noi mai departe. Ia citești vă două mesaje. Hai să citim. De unde începem? De pe pagina de Facebook? Asta mai cânte, băiatul, lasă. Domnul Gheorghe. Te rog frumos să nu mai spune seara asta, că eu... Începem de pe pagina de... Știi mai bine? Spune. Hai. De pe YouTube începem, da? Pagina oficială. Acolo ne e, dragilor, vreau să vă invit toată lumea să ne urmăriți, pentru că este o calitate bună. Și ne puteți vedea, ne puteți urmări, da, dar nu uitați să fiți receptivi, da? Deci, cât mai multe inimioare, like-uri, distribuire așteptăm de la voi și să vă simțim mai aproape, pentru că ne va fi plăcut nouă maestrului, dar și lui Adrian, pentru că el astăzi cântă cu noi aici în emisiune. Hai să vedem cine ne salută și cine este cu noi în live, da? Deci, Iuliană Sacâlă tot ne întreabă, când se începe? S-a început, cred că de la început a fost această întrebare. Așa, Iuliană Gurduza, bună seara, sunteți foarte, foarte bravi. A, așa. Svetlana Ivana, bună seara la toți. Bună seara și noi vă spunem. Vasile Beldiman, bună seara frumoasă. Maestre, ce-i cu vocea? Dar ce-i cu vocea? Parcă e bună, superbă. Nu știu, poate am citit-o leac. Așa la început. Domnul Gheorghe, nu supri, eu mai sunt alături dumneavoastră, care o să mai tușească la seară. S-a dus Adi Carpos, o să fie Viorelea care o să mai cutusa. A, așa, deci hai să continuăm. Ne scrie... Svetlana, iarăși, Ivana, bravo, super, să citesc și în rusă, cred că nu, da? Doar în română. Da, păi îi spune, ai spus, gata, mă dau ceva la tine. Iulian Gurduza, super, domnul Gheorghe, foarte frumos, s-a corectat, hai zic că e bine. Maria Zupco, bun găsit tuturor, și la fel Maria Zupco ne scrie, ce talent, băiat, respect. Așa, mai avem un mesaj la fel din partea doamnei Svetlana Ivana. Nu. Bravo, Andrei, succes! Le spui repijor, nu le mai spui cum și cum asta, nu ești la radio la tine, nu ești la tine la radio. Nu, n-avem timp. Așa, bravo. Hai să fie și ultimul mesaj. Cristina, bună seara, de mult trebuia să fie auzit băiatul de cântăreți. Așa, de Svetlana scrie, Codreanu ne scrie acest mesaj. Avem un salut din Isporeni, Antonina Pahomi. Și cam acestea sunt. Ok. Ok. Ea este, răspund,
prezentatoare la radio, dar de ce ea, fiecare mesaj o să-l adaugi, o să-i mai spui ceva. Da. De unde vine salutarea? De unde vine... Sigur. Strict, strict, azi să fie multă muzică. A, așa. Adriane, ia o horă așa, bate una, dacă și până venim noi la cânticul cel care te, o să te reprezinte foarte frumos. S-a făcut. Și hai să o facem așa rar. Așa și mi-i urât, treabă am, dar nu mă duc. Le 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 la le 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 căștile pe pat. Așa. Pe fotoliu, cum? Pe fotoliu, da. Canapea, cum se mai spune? Mai târziu o să vedeți de ce l-am așezat pe Adrian între așa un fotoliu mare. Pentru că avem surprize. Așa, Adrian? Da. Așa. Adriane, uite, noi mai avem un obicei. Cântăm o piesă care, după părerea noastră, după părerea cei care te urmăresc, pentru că noi urmărim și noi vedem câte vizualizări ai la un cântic, câte ai la altul, da? Și cel mai după părerea noastră, cel mai ascultat cântec la tine este cântecul? Ana. Ana. Uite, aș vrea să-l cânți acum, ca să ne vadă cei care te-au așteptat, că cei care sunt primii, aceștia te-au așteptat toate zilele astea, da? Da. Mă ales că văd că mesaj tot vin și vin. Uite, de obicei, la noi vin mesaje cu așa, cu puțini cuvinte, să zicem, mai dă o inimioară. Mai scurt, da. Da, mai scurt, dar aici lumea are ce scrie. Uite, toate. Da, sunt foarte multe. Dacă mult o să fie vreau. Vreo 2-3 mii de mesaje, ai să ai de citit mâine și poi mâine. Mult. Mult. Două zile, da. Eu cred că ți-ți place să citești, da, care vin pentru tine comentariile, când, da? Când citești un comentariu foarte lung și foarte frumos, cum să vă explic, ți se umfle sufletul, îți ridică dispoziția și chiar dacă citești un comentariu frumos de dimineață, o să ai o zi frumoasă. Păi ce-ți spun, aici sunt foarte multe și sunt foarte frumoase, așa că o să ai de citit multe. Apropo, Viorelia, uite ce-am vrut să spun, să mă întorc la ceea că eu am crezut că el e român. Așa. E din România, în orice caz. Dar are un tembru așa și vorbește atât de frumos. Deci eu am auzit cum vorbește și cum cântă,
Eu nu m-am putut gândi că el de noi. Într-adevăr, o să vedeți pe parcursul emisiunii că el o să cânte niște cântece care se cântă numai pe România, numai pe Ardeal. Da. Și o să vedeți că, într-adevăr, eu am avut dreptate. Eu n-am știut că el e de la noi. El și... Bine, da, să ne convingem mai târziu. Să ne mai întoarcem la vorba asta peste vreo oră de muzică. Acum, Adriane, cântăm cântecul Ana, da? Da. Spune-mi, te rog, de unde vine el, din folclor, cineva îl cântă din România, de unde? Piesa Ana, autorul piesei Ane, este Victor Hoajă, este un interpret care a lansat-o acum jumate de an, poate un an, și am găsit-o și eu întâmplător. Am găsit și eu întâmplător piesa asta, a fost recomandată de către o prietenă de-a mea, Nicoleta, și am zis, hai să o învăț și eu. Și nu știam că lumea o să îndrăgească atât de mult piesa aceasta. Într-adevăr, este foarte frumoasă. Și mi-ai povestit că chiar te-ai făcut cu el... Am făcut cu domnișoara Nicoleta, am făcut videoclip. Nu, cu autorul. Cu domnul Victor am vorbit personal la telefon, el îmi permite să o cânt absolut oriunde merg eu. Așa. Ați văzut și... oamenii cum băiatul cum a venit pe scena noastră, pe ușa din față. El nu a venit pe ușa din spate. El a vorbit cu autorul și a cântat această melodie. Uite, Adrian, ce vreau eu? Să cânt puțin mai aproape, bine? Da. Și nu te uita că te auzi în cărți bine. Mie îmi trebuie să fii tot timpul la aceeași distanță. Am înțeles. Dar când să la refren, poate da, eu lec în spate. Dar tot să lec mai aproape, bine? Hai. Camera din față. Și eu sper că asta o să fie cea mai tare piesă din repertoriu lui Adrian Brado. Unde nu gătești viața, rămâi numai cu speranța, Ana. Unde nu te strânge dorul, rămâi numai cu fiorul, Ana. Unde nu sădește omul, nu crește nici floarea pomoană. Nu crește nici frunza în vie, curata e apă vie, Ana, Ana. Curge dorul peste deal și se varsă ca un val, Ana. Unde nu pășești din dor, te bate vântul și ploi, Ana. Unde cu lacrimi și roaie poți să stai să plângi în ploaie, Ana. Dorul face templu sfânt, de la cer până în pământ, Ana, Ana, of, Ana. Ana, curg în vene râuri ape, izvoarele-s tot secate, Ana. Dorule, te-aș întreba, unde e anuța mea, Ana? Ana, curg în vene râuri ape, izvoarele-s tot secate, Ana. Dorule, te-aș întreba, unde e anuța mea, Ana? Ana, of, Ana. Pot să se reverse zorii, îmi apar doar trecătorii, Ana. Iar de inima nu-i vie, te am doar în poezie, Ana. Sunt ca bradul ce se frânge, când la piept nu te pot strânge, Ana. Doar o clipă să te ating, dorul ca să mi-n ai sting, Ana, Ana,
O, Ana. Ana, curg în vene râuri ape, izvoarele tot se cade, Ana. Dorule, te-aș întreba, unde e anuța mea, Ana? Aș întreba unde e anuța mea, Ana, Ana, of, Ana. Fără cuvinte, bravo! Să batem noi din palme. Aplauze frumoase. Și cei care sunt în live cu noi să bată din palme, dar da, sunt sigur că bat toți din palme. Și trimiți inimioare, inimioare, și mesaje sunt foarte cu multe, inimioare. Adrian, aici. Mesaje cu inimioare. Dăm citire, domnul Gheorghe? Sau... Hai, dăm citire că... Sunt foarte multe, sunt foarte frumoase. Așa, deci încep cu Svetlana Janău. Uf, ce frumos cântă. Bravo, foarte frumos, Maria Bardier. Nicoleta Nico, Maria Tanasel, cântă, asta a fost mai devreme. E o perlă populară, superbă voce. Felicitări, copil minunat. Așa, cred că nu am să mai dau toate numele, da? O să spun numai comentarele. Vezi dacă scrie. Așa. Margarita Todorcean, bravo. Leo Boicu, l-a rupt pe Oleg Spânu. Așa. Mariana Armedel, bravo, băiatul cântă foarte frumos. Așa. Tatiana Pârlog, domnul Gheorghe, dar unde-i Stella? Așa. Domnul Gheorghe, o să vă răspundă și la aceasta. Da, nicio problemă. Stella probabil are ceva. Cum? Așteptăm și noi de la ea. Da. Surpriză, nu să ne spun eu. Ea, să ne salute ea. Așa. Ivan Bârsa, bravo, Haiducu. Mariana Armendel, bună seara de la Israel. Așa. Eugenia Drucioc, bravo, copil minune. Victor Zaharov, vă rog mult din suflet o piesă pentru cumnățica mea, Ana. Astăzi împlinește 35 de ani, mersi nu mult. Nu mai decât să cânt. Chiar așa a fost, Ana. Cred că da, atunci da. A scris când cânta melodia. Jana Cataraga, bravo, Adrian, super melodie, felicitări. Liliana Balaniuc, bravo. Larisa Cașina, băiatul este bravo, succes. Ioana Stropsa, super. Raisa Isachi, bună seara, vă urmăresc cu drag din Nisporeni. Svetlana Cazacu, Sporeni. Salutări din Italia și noi. Valentina Cazacu, sănătate și succese, maestre Gheorghe Țopa și succes lui Adrian. Elizaveta Grosu, bravo, Adrian. Larisa Tcașina, este îndrăzneț. Da, ai văzut, Adrian? Încă o calitate frumoasă au mulțumesc urmărit frumos. Aici. Natalia Sidărco, salutări de la Purcari, acest băiat e foarte talentat. Da, observăm și noi. Așa, Valentina ne scrie bravo. Margarita Burunsus, salutări la toți, mă bucur să vă văd în astfel de componență. Așa, mulțumim. Natalia Buga, bravo. Maria Gorova, felicitări, succes în continuare. Maria Savchevici, ador această emisiune. Vezi, maestre, mulțumim. Și pentru dumneavoastră. Așa, hai să mai citesc vreo două, da? Puțin. Și... Da, să trecem puțin pe YouTube. Hai. Hai, că pe urmă ne mai întoarcem. Ne întoarcem înapoi. Ia te rog, aici YouTube-ul de la mine. Așa. Și pe jur, pe jur. Hai să vedem, pentru că... Citește-mi un mesaj, că aici e mai greu cu... Hai să văd că au dispărut ceva. Așa, hai să mai încerc o dată. Iana, ajutați-mă, așa, maestre. Cred că e mai sensibil, am pus eu mâna pe el. Nu știu parola. Hai, maestre, poftim. Ia, băs. Așa, da și la mine, Mercedes, că nu... Hai la tine? Da. Așa. Hai să vedem unde ne-am oprit, da? Să... Pe YouTube-ul? Cum de pe YouTube, de pe YouTube. Hai, acum. Hai de pe jur, că acolo îmi trebuie. Așa, deci... Ce talent, băiat, respect, așa, bună seara, de mult trebuia să fie auzit, asta am citit. Bună seara de la Ungheni, salut, Adrian, te susținem, Furtună Daniel. Apropo, Furtună Daniel este un prieten foarte bun de-al meu, ne-am cunoscut cu el la Voices, probabil știți, este un proiect organizat așa. De Adriano Marian. La fel este un băiat foarte talentat, cântă și el foarte frumos și, în fine, e un băiat foarte bun. Băi, dai și lui invitați încoace la noi?
Da, ia. De ce nu? Adriană Furtună, așa, nu, Daniel Furtună. Furtună. Așa, da, am vrut să zic din partea lui Adriană, uite ce invitație frumoasă și din partea maestrului. Așa, Antonina Pahome, maestre, astăzi am văzut în locul natal Nisporeni, chiar și v-am claxonat. Ați fost, iată, ați văzut, domnul Gheorghe, să vreți spuneți că nu... Am spectacol cu data 22 februarie la Nisporeni, împreună cu doamna Zineda Julia, Anatol Latășev, Gheorghe Țopa și Oleg Spânu, 22 februarie, la Nisporeni. Mai târziu o să vă anunțăm și cu alt spectacol care le-am. Da, foarte frumos. Palina Pleșca, un talent foarte bun. Mulțumim, maestre Țopa, că arătați lumii tinerele talente. Furtuna Daniel, la fel, salut de la Drochea. Noi te susținem din nou. Așa, Maria Ursu, bună seara, bravo Adrian, succes mare pe viitor. Mariana Crăciun, mulțumim și ne bucurăm pentru Adrian că este în emisiunea dumneavoastră. Felicitări. Așa. Furtuna Daniel scrie, salut Adrian de la Drochea, verișorul de la Tabără. Așa, deci te mai susține, da? Mariana Crăciun, felicitări Adrian și mult succes. Succes mare Adrian, Cătălina Mixanski. Așa. Maria Zupco, mult, felicitări și bravo. Mergem mai departe. Mergem mai eu am departe. Vrut mai tare, în afară de asta, că felicitări unul. Așa. Poate este un omagiat, știi, ca să... Da, sigur. Oameni. Da. Deci aici le spui mai scurt, dar ceea ce poate este omagiat... Un mesaj da. Numai decât o să vă cânt eu un cântec pentru cei care sunt omagiați și pentru cei care ne-au rugat. Așa. Adriane, cântă-ne un cântec vesel. Un cântec vesel? Da. S-a făcut. Ia să vedem noi ce ai tu vesel. Probabil toți știți piesa asta, se numește Constantine, Constantine. Adrian Prado de la Edineț. Constantine, Constantine, mă mir și mă uit la tine. Ziua, noaptea, prin pădure, plin de rouă, vai de tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, ne agregăm așa pe tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, ne agregăm așa pe tine. Eram diri diri dirai panana, eram diri diram diri diri dirai panana, eram diri diri dirai panana, eram diri diram diri diri dirai zi așa va. Mărie și mărioară, ia-o tare și mi-o sfală, cu săpun de tămâioară, s-o usuc și sunt diseară. Și pentru atâta lucru, mărioară, mărioară, nu ți-a mai putrezi trupul. Și pentru atâta lucru, mărioară, mărioară, nu ți-a mai putrezi trupul. Eram diri diri dirai panana, eram diri diram diri diri dirai panana, eram diri diri dirai panana, eram diri diram diri diri dirai panana, eram diri diri dirai panana, eram diri diram diri diri dirai panana, eram diri diri dirai panana, eram diri diri pan diri dira zi așa. Bravo! Constantine, unde-i strofele? Mai sunt niște strofe? Le știi? Nu. Le știi, le știi, așa? Le știi, Adriane. Bun, Adriane, bun, bun. Așa. Avem aici mesaje frumoase. Aculina Pitușcan ne scrie, Doamne, mi se rupe inima ce voce ai, Adriane. Felicitări, scumpule. Să mai scrii și fetele, să mai scrii și fetele, cochetele. Da, așa, bravo, super piesa. Foarte frumos. Așa. Da, și maestre, anunț de surpriza care astăzi Adrian nu a venit singur, da? Camera e pe noi, da? Numai pe noi.
Așa. Așa, acum noi vorbim. De și sigur. Între timp, fă să fie numai pe noi. Hai cum? Dar păi îl văd și pe Adrian, îl văd. Adrian, ne pregătește surpriza? Da. Așa? Iar noi, între timp, anunțăm ce surpriză ne-a pregătit Adrian și pentru toți urmăritorii sau citim sponsorii care sunt alături de noi. Am zis că partenerii noștri, da? Da, partenerii. Asta vreau să zic. Ia să le dau un titlu. Ia să vedem. Așa, hai să-i enumerăm și să-i salutăm pe această cale, pentru că, dragilor, sunt de la bun început alături de acest proiect frumos, care alături de maestru Gheorghe Țopa și această frumoasă emisiune Cântați cu noi. Hai să vă zic despre cine e vorba. Este vorba despre Fațadă 3D, sponsorii Piața Agricolă, revenim cu Viorel. Este vorba de doamna Svetlana Bolfring, domnul Valentin Brașoveanu, Tudor Hadârcă, Ioana Scoarță, Mihai Cornea și, desigur, Dar Media. Vă mulțumim din suflet și plecăciune pentru acest gest frumos, pentru că, până la urmă, gestul contează. Exact, maestre? Da. Le mulțumim că sunt alături de această emisiune și, desigur, vă invităm să ne fiți aproape în continuare și ne susțineți tinerile talente care vin aici la Gheorghe Țopa în emisiune. Da, și acum surpriza aceea care am vorbit noi. Așa. Adrian Bradu n-a venit singur, dar vine în fața noastră așa cum îl cunoaște lumea, cum îl cunoaște lumea în fiecare seară. Da, exact. El, pe TikTok. În afară de ceea că el iese pe TikTok cu bunelul, așa. Că așa îi permite și TikTok-ul și vârsta și tot ce face el. O să ne povestească el mai multe. Dar acum suntem o surpriză pentru toată lumea. Adrian a venit cu întreaga lui familie. Familia lui este numeroasă, sunt doi frați și două surori. Așa. Atât de mici că trebuie să ne cânte până când se duce copiii, se duc la culcare la orele 9, da? Așa. Și ei trebuie să elibereze studioul până la orele 9. Exact. Eu am vrut să adaug. Dumneavoastră a spus că sunt mici, dar talentați. Pentru că aici vin doar talente. Vedeți. O să vedeți. Deci, pentru dumneavoastră, Adrian Bradu cu întreaga, cu frații și cu surorile. Bine ați venit, vă salutăm. Ia un șut. Așa. Măi, dar ce de drăguț și de modești sunt, ia uitați-vă. Ia uitați-vă acum la camera ce din centru, așa e pentru voi. Ai, vai, vai, și emoția am și eu. Uitați-vă, ca să facem, să vorbim mai târziu, dați copiii să ne cânte ceva, eu le dau microfonul meu personal, așa. Eu dau lui Marcel. Corect? Așa, deci Adrian Marcel în această este seară fratele venit, mai mic, da, are Marcel 11 ani, da? Cu... are 8 anișori. 8 anișori. 11 are surioara Adriana, da? Da. Așa. Așa. Și cea mai mică? Victoria, Victorița. 3 anișori, da? 3 jumate, da? Ce bravo. Bravo. Uite, eu transmit microfonul. Să-mi dai puțin microfonul. Așa, da, cu drag. Că eu am să-i dau microfonul și lui Victorița. Și lui Victorița să-i dau microfonul. Mai, Victorița. Ce zâmbet are, dacă ar putea să-i lăcă cameramanul meu pe Victorița acum să o vadă întreaga lume cu ochii albaștri. Tot neamul vostru e cu ochii albaștri, da? Nu? Nu chiar. Nu. Nu chiar, da? Ai vrut să spui că numai ea cu ochii albaștri. Da. Bravo. Cum ați înțeles, sunt doi frați și două surori. Corect. Surioare și frățiori. Nu știu cum ar fi să fii, mai tinerii să-i fac. Așa cum sunt. I-am dat microfonul lui Marcel. Adriane, cântă-ne ceva. Ce durești tu? Eu din când în când să dau microfonul și lui Victorița. Da, cu mare drag. Hai. Și cântați toți cum doriți, pentru că regizorul să aibă grijă de distanță, dar tu să cânți mai aproape microfon. Hai. Prima piesă care o vom cânta noi va fi Casa Părintească. Probabil... ar fi cazul să spun că nu ar trebui să uităm niciodată de unde am plecat și să ne întoarcem acasă la părinți și să-i mai vizităm din când în când, când putem, să facem un pic de timp și să venim acasă. Ascultați-mă!
nosroc pe mine. Și voi, frații mei, ce v-ați fădit? Nu-i păcat, nu-i drept, nu este bine să vinzi casa care te-a încălzit. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc. Dintre atâtea locuri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Și de-ar vinde-o cineva vreodată, și ar pune și ferestre noi, de-am trece pe lângă ea vreodată, s-ar uita ca la străin la noi. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc. Dintre atâtea locuri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Vom pleca și noi din lumea asta, și părinții sus ne-or întreba, ce mai face casa lor cea dragă, cine are azi grijă de ea. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc. Dintre atâtea locuri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Nu se vinde casa părintească, unde mergi de Paște și Crăciun. Noi trăim în legea strămoșească, Doamne, ai tu milă de noi. Noi trăim în legea strămoșească, Doamne, ai tu milă de români. Vă dau explicații de ce am zis români. Noi toți suntem un neam, venim din același sânge și plus că sunt sigur că și dumneavoastră, maestre, sunteți urmărit de mai multă lume, de partea cealaltă a Prut, de Prut, să zicem, România. Aveți mai mulți urmăritori de acolo, sunt sigur. Da, da, da. Și următoarea piesă care vine, eu zic așa, dacă nu s-a vândut casa, trebuie să chemăm și frații acasă. Dorule chinuitor, plâng și tot nu-mi e ușor, măi. Și-ntre frații mei cuminți, când mai mergem la părinți, măi. Și eu, fratele meu bun, chiar m-am gândit să-ți spun, măi. Și să vă rog pe toți trei, să mai mergem pe la ei, măi. Haideți, fraților, acasă, la tata și mama noastră, să mai stăm cu ei la masă. Haideți, fraților, în sat, de unde noi am plecat, la o vorbă, la un sfat, măi. Voi ce m-a plecat în lume, dar e greu să vă adune acasă de sărbători, că vă așteaptă cu mult dor, măi. Surioara noastră mică, atât cât ești singurică,
pot să mai stai pe lângă ei, dacă nu pot frații tăi, măi. Haideți, fraților, acasă, la tata și mama noastră, să mai stăm cu ei la masă. Haideți, fraților, în sat, de unde noi am plecat, la o vorbă, la un sfat, măi. Parcă văd casa din vale și pe mama mândră tare. Noi micuți cu ea de mână, așteptând tata să vină. Anii trec, n-o să mai fie a noastră copilărie, dar mereu vom fi copii cât avem părinții vii, măi. Haideți, fraților, acasă, la tata și mama noastră, să mai stăm cu ei la masă. Haideți, fraților, în sat, de unde noi am plecat, la o vorbă, la un sfat, măi. Haideți, fraților, acasă, la tata și mama noastră, să mai stăm cu ei la masă. Haideți, fraților, în sat, de unde noi am plecat, la o vorbă, la un sfat, măi. Victorița, dă-mi microfonul. Vă rog, așa, Victorița, îmi dă microfonul. Măi, nici nu avem atâta microfoane cât talente avem noi aici în studio. Cu toate că noi am putea să mai punem un microfon, da? Cel la radio. Da, asta trebuia să-l pui, pentru că să vorbească și... Viorelea, să vorbească și Viorelea și să ne citească mesaje. Sunt sigur că sunt mesaje frumoase, mai ales că au cântat două melodii deja. Deja două melodii. Îți dau microfonul și repejor, dar numai mesaje. Hai să vedem, da. Deci bravo, foarte frumoasă, Natalia ne scrie, bravo, succes, voce frumoasă, te ador. Așa, hai să vedem. Dumnezeu te-a salutat pe frunte, bravo, Adrian. Ți-am zis frumos? Dacă bine, avem, așa, dacă avem, de unde? Da, avem așa, microfon. Hai să iau telefonul mai aproape. Succese, foarte frumos. Doamne, mi se rupe inima ce voce, Adrian, felicitări. Deci, toate sunt frumoase, toate sunt bune. Hai să vedem, Larisa Pușca ne scrie. Vă urmăresc cu drag din Italia. Complimente, sunteți special cu acest fenomen de artist micuț, de statură, dar mare în talent. Este o voce de la Dumnezeu, bravo. Așa, Angela Timciu, că l-am ascultat de multe ori și de fiecare dată mi se face piele de găină. Super. Zinaida Ghilușca, tabacari, succese frumoase, băiet talentat. Hai să vedem. Bravo, felicitări și succes în continuare, ai o voce superbă. Larisa Lavric ne scrie. Viorica Ciobanu, wow, superbă voce de copil, frumos. Succes în ceea ce îți place. Așa. Bravo, succes mai departe, Igor Moisei ne scrie. Tatiana Vozian, dedic această melodie familiei Ionică din Noin și pentru domnul Chindea, multă sănătate. Doamna Viorele, aveți un zâmbet fermecător. Mulțumesc, Margarita Burunsus ne scrie. Așa. Aurelia Lupu, bravo, Adrian, succese mare în continuare. Așa, să vedem. Felicitări, bravo, foarte frumos, Elena Chistruga. Catea Zdrobău, copil talentat, domnul Gheorghe a ales bine invitatul. Așa, noi știm. Băi, l-am cântat un an zile. Așa, ne scrie Viorelea, cântă un cântec de dragoste. O să cântăm, noi neapărat cântăm. Bravo, Cristina Bucun scrie, băiețel, bravo băiețel, bine, succes mai mare departe, în tot mai ce faci. Mai hai să vedem. Cât. Adriane, uite, eu am zis la lume că voi la orele 9 copiii trebuie să duc la culcare. Da. Da? Să eliberăm. Tu, diamu, ești, băi, Plăcău. Plăcău, măi, ai 15 anișori. La anul vii la Ștefan Neagă, da? Da. Uite, bravo, vezi? Să fii cu succes, da. Mulțumesc. Da. E încrezut în sine, știi ce vrea. Știi asta ce e vrea important. Și discurcăriți, mă uit, uite, ca să mănuiești clapa asta, să poți cânta și orice, asta e... Adrian, spune pentru toți cei care urmează, de la ce vârstă cânți? Am început să cânt de la vârsta de 4 ani, dar am început să învăț la școala muzicală de la 8 ani.
Bravo. Asta, bravo, asta e frumos spus. Sigur. Că de când a început să facă școală? Da. Mă ales și de în când muzică. De când cântă, da, de mic. Adriane, deci fredonează. Uite, hai să facem așa. Voi mai aveți două cântece pregătite? Trei. Trei. Bine, hai să ne cânte un cântec sau două strofe Marcel. Să vadă lumea, da, că într-adevăr copiii talentați. Pentru că când cântați toți împreună, poate cineva se îndoiește că, uite măi, da, băi, și o să cânte și Victorița, să vadă că îi cântă. Hai, uleac, ajută-le tonalitatea, ce trebuie acolo. Marcel, cânti? Marcel, o să cânte, sunt fecior de moldovean. Dar stai, Marcel, întâi uleacă zâmbește. Așa, hai. Piesa este a lui Lucian Paladi, fiul lui Ion Paladi. Cântă Marcel Brado! Frunză verde, magheran, sunt fecior de moldovean. La mama sunt bob de floare, la tata brăduț în soare. Frunză verde, magheran, sunt fecior de moldovean. La mama sunt bob de floare, la tata brăduc în soare. Când pentru cimitii tăi dorul Basarabiei, la frasa să pun hotar, numai dor la inimioară. Bravo. Nu facem pauză? Nu facem pauză, dar ne cântă nouă Adriana Brado. Hai să auzim și pe Adriana. Mai aproape de microfon, Adriana. Ok, bine? Așa. Diri, 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 da. Haprigă-i bună de gură, diri, 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 da. Harnică-i ziua la muncă, diri, 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 da. Când iubește nu se încurcă, diri, 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 da. Fii ferească Dumnezeu, diri, 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 da. Dii vorbești neamul rău, diri, 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 da. Și cum îi moldovean ca spune? Ca ea nu e asta în lume. Ram, diri, 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 da. Ram, diri, 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 da. Ram, diri, 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 da. Zi mă, și așa, băi, că asta-i moldoveanca mea, mă. Moldovencile știu toate, diri, 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 da. Frumusețea cum să-și poarte, diri, 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 da. Mândri sunt oltencilii, diri, 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 da. Că
și aleg dragostili, tiri diri diri da. Ele aleg noi le ținem, tiri diri 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 da. La iubit ne pricepem, tiri diri diri da. Oltencile s justifiri, tiri diri 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 da. Noi galeșii la iubiri, tiri diri diri da. Și voi piscini alegeți moldovean că nu vedeți, mă. Ram tiri diri 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 da, ram tiri diri 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 da, ram tiri diri. Bravo, bravo, bravo! Ce frumos! Bravo, bravo! Da, acum cântă Victorița, pentru că ea, uite, ea nu mai are răbdare. Îi dau eu microfonul. Așa. Îi dau eu microfonul Victorița. Sau vă-l dau peste, maestre. Pun peste mai comod. Acela să fie mai comod pentru fată, da? Că s-a născut. Da, în principiu. Ca să nu vă chinuiți de atâtea ori. Nu, hai nu, că... altă pistă, da? Că de, eu știu hai. Că sunt niște... Bine încoace, Victorița. Cine cânți, Victorița, cine cânți? Cel mai frumos cuvânt. Hai, cel mai frumos cuvânt. Măi, ce dulce sună. Ce dulce vorbește. Și verifică microfonul, dacă e artist adevărat. Victorița, bravo! Cel mai frumos cuvânt vreau să iei pe acest pământ, atât de drag și sfânt. Mama, ce dulce uimitor, mereu atrăgător, șoptim noi cu mult dor. Mama, florele de ziua ta aduse de Bravo, Victorița, bravo! Trei anișori are Victorița, da? Trei anișori jumate. Trei anișori jumate. Trei anișori jumate. Victorița, da. Bravo. Ce poți să ne fredonezi așa, singurică, fără clap, așa? Ce cântă e, ce fredonează așa? Poți să încerci să cânti acela, Grigoraș cu pălărie. Grigoraș cu pălărie, hai cântă. Cine urcă în gheala vie, cine urcă în gheala vie, Grigoraș cu pălărie, adorule măi, Grigoraș cu pălărie, măi dorule măi, Grigoraș cu pălărie, măi dorule măi. Câte aplauze, aplauze, toți batem de palme pentru Victorița. Bravo, bravo, Victorița! Victorița! Și acum, băieți, fără pauză, fără nimic, cântăm cântecele care vreți voi să le cântați, care le vreți să le audă o lume întreagă. Și noi vrem să avem de la emisiunea asta cât mai multe cântece frumoase interpretate, mai ales voi toți împreună. Pentru că peste ani, Adrian se vrei, dar știi cum, tu te vii la Chișinău deja... Copiii să rămână acasă, frățiorii tăi. Cine cântați? O să vă cântăm prima piesă, Hanu Mărioare. Ok. După asta o să vă cântăm Dorul de copilărie. Uite, Marcel, dacă e gata, dacă el zâmbește. Marcel? Eu dinspre pădure avea mărioara hanul ei. Han frumos, spațios, cu pridvor și bordei, ei toți trăgeau la hanul ei. Hanul ei vestit pentru bucate, preparate chiar de mâna ei. La un boș, un miros, cârnățăi, mititei, hei, toți trăgeau
fiindcă ea, fiindcă ea mai avea, mai avea trufandale și altceva. Cu cafea îi servea, îi primea, le dădea cu bucățica fiecăruia, fiindcă ea, fiindcă ea mai avea, mai avea trufandale și altceva. Ca două mure, două mure coate ochii ei. Când privea, îi zâmbea, vorba ei te amețea. Hei, toți trăgeau la hanul ei. Fiindcă ea, fiindcă ea mai avea, mai avea trufandale și altceva. Cu cafea îi servea, îi primea, le dădea fiecăruia, fiindcă ea, fiindcă ea mai avea, mai avea trufandale și altceva. La 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 la. Când a fost manevra cu soldații din regimentul 43, general, colonel, caporal, plutonei, hei, toți străgeau la hanul ei. Când a fost manevra cu soldații din regimentul 43, general, colonel, caporal, plutonei, hei, toți străgeau la hanul ei. Fiindcă ea mai avea, mai avea trufandale și altceva. Cu cafea îi servea, îi primea, le dădea cu bucățica fiecăruia. Fiindcă ea, fiindcă ea mai avea, mai avea trufandale și altceva. La 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 la. Bravo! Și băieți, măi! Nu, mai avem încă... Mai avem o piesă, da? Mai avem, da? O piesă și Victorița se dă jos. Victorița, tu poți dansezi acolo. Vrei să dansezi? Ai obosit, Victorița, nu? Nu, nu am obosit. Așa. Mai dăm citire, maestră, câteva mesaje aici? Da, câteva mesaje. Așa. De pe jur, cât Victorița trage aer. Așa, domnul Țopa, de unde i-ai luat? Mă doare tare capul, dar ascultând mi-a trecut totul. Bravo, vai cât de frumos, da? Mă durea capul, uzi măi, mă simțiți și... Unge sufletul și luați durerea, da. Așa. Anastasia Ciorbă, copii frumoși și talentați, super, mult succes, bravo, super de talentați, talentați, bravo, succese mari, bravo copii frumoși și talentați, domnul să vă binecuvânteze, succese și realizări frumoase, bravo părinților! Acestor copii minunați. Mulțumim. Într-adevăr, frumos. Chiar salutări părinților și... Apropo, ne urmăresc și ei. Adrian, bravo. Ia, Adrian, mai spune o dată, de unde vii, cum se numește satul, părinții tăi să acasă și salut, spune, da. Că bunelul, cel care ai tu pe TikTok, nepotul și bunelul sau invers. Bunicul și nepotul. Bunicul și nepotul. Da. Bunicul tot e aici cu noi. Da, e cu noi. Sigur. Da, noi la urmă o să-l invităm, dar la urmă... E în culiții, măcar, măcar susține. Măcar un pic. Da, da. Așa. Hai, Adriana, spune-ne, deci, salută vezi, părinții. Mama, tata, vă salut cu cel mai mare respect și cu cel mai mare drag. Sunt din satul Chetroșica Nouă, raionul Iedeneț, am 15 ani și am venit cu frații mei, Adriana, care are 11 ani, Marcel, care are 8 ani și Victorița, care are 3 ani jumate. Da. Fiți atenți, băieții, o să ne mai cânte o melodie, toți împreună, sau două, cât ai acolo? Cât ai pregătit? Mai avem două, dar cum spuneți? Hai, cât avem două, hai. Hai să cântăm. Hai să cântăm. Și pe urmă vorbim după ce se ducă copilașii. E în lume un dor mare, cel fort și nu te doare.
și îl port cu bucurie, dorul de copilărie. Toți am fost copii odată, lângă mamă, lângă tată. Nu-i om să nu-și amintească de căsuța părintească. Dar așa-i viața lăsată, să fii copil doar o dată. Și cei 7 ani de acasă se porți în suflet o viață. Tot cu bucurie pe zi de copilărie, să mai fiu la sânul mamei, pe o mână să-mi număr anii. Toți am fost copii odată, lângă mamă, lângă tată. Nu-i om să nu-și amintească de căldura părintească. Să fii copil doar o dată, și cei 7 ani de acasă se porți în suflet o viață. Sfânt, măi, îmi spuneau povești de noapte și-mi făceau poftele toate. Dar așa-i viața lăsată, să fii copil doar o dată, și cei 7 ani de acasă se porți în suflet o viață. Dar așa-i viața lăsată, să fii copil doar o dată, și cei 7 ani de acasă se porți în suflet o viață. Bravo! Bravo, bravo! Ați văzut că i-am dat microfonul lui Victorița. Ați văzut că noi nu încălcăm drepturile Victoriței, chiar dacă are 3 anișori jumate, să cânte și ea, pentru că ea a venit tocmai de la Edineț. Și fiți talentată, ați văzut că are voce, dar așa să învățați ei, să cânte toți. Când cântă toți, cântă toți, da? Da. Eu cred că tu nu alinți așa de mult acasă pe Victorița și îi dai microfon separat. Nu, ea cântă împreună cu mine când facem live. Și tăți aud, tăți aud. Da, se aud toți. Da, dar noi astăzi am dat microfon. Chiar dacă ea a ieșit acolo vreo două ori în față, nu nimic. Noi nu suntem la studio de imprimări pentru CD-uri sau pentru ceva. Noi suntem pentru noi. Of, o lume dragă, nu știu ce să mai spun, câți copii ești talentați, copii drăguți. Adriană, tu, pe lângă ce că ai o voce, tu ai pășit cu dreptul și ai o susținere fantastică. Mulțumesc frumos! Frățiorii tăi, toți cântă. Bunielu, stă cu tine tot timpul cât ești tu pe TikTok, dar tu ești în fiecare seară, nu știu ce o să facă tăticul când el o să vină la Ștefan Neaga. Bunielul, ce o să fac? Am venit aici cu traiul. Am înțeles. Toți vin. Așa, cât de frumos susțin familia, da? Ce? Foarte frumos. Ați auzit, da? Bunielul a spus că îi vin toți. Dacă vine el și face studii la Ștefan Neaga, înseamnă că vine toată familia întreagă. Și copii, și mama, și tata, și... Absolut toți. Nu mai rămâne bunica, probabil, acasă, că trebuie să aibă grijă de animale. Da, aveți gospodării, da. Bine, nu știu, așa mi-e greu să sunt trec. Sunt minunați, așa? Da, pentru cei care poate mai târziu ați venit
Ne urmăriți mai târziu. Da, pentru voi, și poate vă dați întrebarea, Bradu cine este domnișoara frumoasă și mulțumesc, de ce nu e Adi, așa, formula lui? Da, știți, maestră, am primit întrebarea. De ce nu mă văd în cameră? Nu știu, eu zic că avem invitat special și trebuie să fie mai aproape, nu? Nu, el te-a întrebat pe TikTok. Așa, da, și pe TikTok nu, era pe TikTok vorba de... De ce nu ești în cameră? Așa. La pe TikTok. Nu pe știu, TikTok mai sunt, multe. Sunt eu și copiii. Da. A spus că frățiorul cel mic nu se vede, sunt dreptați, să se vadă și el, așa. Nu, tu nu citi tot și acolo, las, că ar fi cam. Uite, am eu un moment. Așa. Știți că Piața Agricolă Revenco sunt prietenii noștri. Într-adevăr, este prietenul meu. Și mi-am propus să fac emisiunea Cântați cu noi, prima dată i-am trecut pragul lui Viorel Revenco. Și el m-a susținut din primele clipe, cu toate că nu știa ce o să iasă din ideile mele, că eu vreau să fac un telefon, vreau să fac o emisiune, știam cu cine, cum, deam cum este istoria, este, dar el este cu mine până în moment. A avut încredere. Da, avut încredere. Și Viorel Revenco ne-a trimis un coș cu vitamine. Sau, zicem așa, o mică... Deci o lădiță plină cu vitamine, pentru că aveam vitamine. Nevoie. Așa, uite, pentru copii. Toate că eu am adus vitamine să mănânci copiii până la venire în studio sau după studio. Acolo sunt o leacă în plus, dar tot sunt pentru ei. Da, foarte adică frumos. Să nu credeți că noi am cumpărat numai banane. Mulțumim, Piața Agricolă Revenco. Vă rog frumos, dacă se poate cineva, să ne transmită nouă lada asta aici pe masă. Aici să vadă toată lumea că este, da? Deci este nu, o lădiță, toată lada, toată o lădiță lada. Plină cu vitamine. Și de ce spun vitamine? Pentru că avem nevoie, că suntem în aceste zone rece, care toți îmbolnăvesc. Și aceste vitamine pentru copii o să fie doar bune, ca să aveți grijă de imunitatea voastră, da? Așa, da? Vezi că am spus că... Așa, iată, vine așa. Surpriza pentru copii și mulțumim încă o dată pe această cale Piața Agricolă Revenco Viorel pentru această ladă cu fructe. Așa. E bine aici, da? Așa. Este. Să mai trag la mine? Puțin? O las așa? Nu, e cușul luăm, dar am vrut să spun că o să plece lada când o să plece și copiii. Desigur. Cum vedeți, multe banane, că am vrut ca să nu le placă, să nu-i cineva să facă poftă și am luat mai multe banane ca să mănânce până îi dai eu la copii. Așa. Așa că, Adriane, tot drumul vă până la frumos. Idâneț, aveți ce mânca. Așa. Mulțumim și celorlalți Viorel Revenco, parteneri. Piața Agricolă Revenco, mulțumim pentru din suflet. Mulțumim daruri. Frumos. Mulțumim tare mult. Mulțumim pe această cale și desigur fața de 3D. Mulțumim tare mult doamnei Svetlana Bolvrink, care este la fel o doamnă cu suflet mare și de la bun început. Toți sunt alături de dumneavoastră, maestre. Mulțumim domnului Valentin Brașoveanu. Mulțumim Tudor Hadârcă. La fel mulțumim Ion Scoarță, Mihai Cornea și, desigur, Dar Media. Mulțumim tuturor pentru aportul pe care îl faceți, pentru gestul frumos și, desigur, pentru noile talente care se nasc aici la Maestru Gheorghe Țopa, la Cântați cu noi. Mulțumim frumos, mulțumim că sunteți cu noi. Mergem mai departe, acum și ora 9. Deci, o să facem și noi ultima piesă cu toți copiii. Da. Hai să vedem. Și pe urmă ne cântă Adrian ceva de dragoste. Piesa se numește Moldoveanu cât trăiește. Este o piesă a lui Valentin Uzun. Așa. Victorița cântă? Sigur că da. Moldovanu cât trăiește, cântă și se veselește. Toată ziua el muncește, seara un pahar de vin cinstește. Păi Moldovanu cât trăiește, cântă și se veselește. Toată ziua el muncește.
mulți ani, hai la mulți ani, hai la mulți ani, hai la mulți ani, în pace să trăim. Hai să-i vin, hai să-i vin, să chefuim, să chefuim. Hai un pahar de vin cu toții să cinstim. Măi, pentru sănătatea noastră, a nașului și a voastră, toată lumea la mulți ani. Pentru mama, pentru tată, pentru soră, pentru frate, toată lumea la mulți ani. Moldovanului îi place ca să cânte și să joace nunțile și cu mătrili atunci când la toți li vine. Păi moldovanului îi place ca să cânte și să joace nunțile și cu mătrili atunci când la toți li vine. Hai la mulți ani, 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 în pace să trăim. Hai să-i vin, hai să iubim, să chefuim, să chefuim. Hai un pahar de vin cu toții să cinstim. Măi, pentru sănătatea noastră, a nașului și a voastră, toată lumea la mulți ani. Pentru mamă, pentru tată, pentru soră, pentru frate, toată lumea la mulți ani. Toată lumea la mulți ani. Toată lumea la mulți ani. Bravo, bravo, bravo! Mulțumim frumos! Băi, bunia lui arde, băi! Bunia lui mândru, să îmi transmite, da? Microfonul. Nu, bunia lui arde de energie. El e gata să cânte și el. Bunia lui, cânti cu ei, când ei cântă toți împreună, cântați dumneavoastră? Vreau să știm așa. Avem noi o piesă ca așa. Să le dau răspunsul? Să le dau răspunsul? Bunealu spune că poate cânta la un singur instrument și poate cânta foarte bine la nervi, lui bunica. Ah, e, bunica cred că ne urmărește, da? Și noi o facem și aici profesioniști o fac. Așa, aici este un mesaj foarte frumos. Ia, citim, bravo zi. Copii minunați cu voce dumnezeiască, cât de frumos, felicitări Gheorghe Țopa cu așa talente. Așa, bravo, frumos și talentați. Foarte frumos cântă, bravo, felicitări copiilor, părinții, bunicii se mândresc cu ei. Sunt sigură vreau și să cânt o melodie în prezența copiilor. Lasă să fie cu noi, hai să cânt și o melodie, numai decât. Și pentru cei de pe TikTok și pentru cei care ne privesc la televizoare. Și pe pagina de Facebook. Și pe canalul de YouTube. Și o să cânt cânticul Viață, fir de ață. Și pentru magiații care am promis noi. Mi-am promis așa. Cuiva din un magiaț. Viață de-aș avea noroc să te pot opri în loc și în tinerețe să mă-ntorc. Nu aș vrea averi sau bani, nu m-aș teme de dușman, aș dori întâi de toate sănătate. Viață, fir de ață, vise și speranță, vreau să mai iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în grabă? Mai rămân, nu știu ce, mai mult nimic. Viață, fir de ață, vise și speranță, vreau să mai iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în grabă? Mai rămâi, nu-și cer mai mult nimic. Anii vin, anii se duc, cum în râu apele curg, și nu pot din urmă să-i ajung. Cu prietenii să stai și să crezi că ești în rai, de mi-ai plânge sau petrece, viața trece.
viață, fir de ață, vise și speranță. Vreau să mai iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în grabă? Mai rămâi, nu șer mai mult nimic. Viață, fir de ață, vise și speranță. Vreau să mai iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în grabă? Mai rămâi, nu-și cer mai mult nimic. Vise și speranță. Vreau să mai iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în grabă? Mai rămâi, nu-și cer mai mult nimic. Viață, fir de ață, vise și speranță. Vreau să mai iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în grabă? Mai rămâi, nu-și cer mai mult nimic. Mai rămâi, nu-și cer mai mult nimic. Oh! Bravo, aplauze și pentru maestru Gheorghe Țopa. Bravo! Maestre, să știi că această melodie este foarte solicitată la radio, dar toate sunt, dar asta e una, cred că așa mai, nu știu, asta, mai preferată, da, de public. Probabil de ce, că se mai zice și de zi de naștere, se mai zice și urări de sănătate. Așa. Și cineva dorește prin această melodie să regăsesc să, să le zică pe toate odată. Da, e foarte frumoasă, felicitări. Da, într-adevăr, viața e fir de ață, dar străim bine. Cât de frumos sună, viața, fir de ață. Foarte frumos. A, așa, ce facem? Așa, hai să mai dăm citire câteva mesaje aici frumoase, da? Hai să vedem aici pe pagina oficială de Facebook hai să, și de hai să cânte băieții. Așa. Urmă cu Adrian împreună, mă citim cu el, da? Mai cântăm ceva de dragoste, ne cânt și el ceva mai... Așa. Așa. Iar voi, cât ne cânt Adrian, nu uitați să ne dați cât mai multe inimioare, like-uri și să fiți aici activi lângă da, noi. Da, și distribuiți, chemați copiii mai aproape, nepoții mai aproape de televizoarele noastre. Așa. O să vă cânt o piesă din Ardeal. Este o zonă foarte frumoasă în România. Acolo călătoresc de obicei mai des și am evenimente. Și ardelenii o îndrăgesc foarte, 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 foarte mult. Sper să vă placă și vouă. Vreau să spun înainte de asta, pentru că am spus la început, dar eram puțin pe... Că nu poate lumea să vină totodată. Acum suntem mai mulți. Eu la început am spus că Adrian, undeva de un an de zile, eu îl urmăresc, dar am crezut că el e din România. Prin vorba asta frumoasă a lui, prin accentul ăsta care nu-l găsești, dar el acum povestește că el foarte mult timp se află în... Ardeal. Ardeal. Și la ceremonie a fost, și-a cântat, a avut ocazie să cânte la prieteni, eu știu, asta îmi povestea chiar singur, și de aceea n-a fost invitat. Am crezut că el și Bunelu sunt din România și zic, cum să fac eu să vorbesc cu Bunelu, să aducă băiatul ăsta talentat și la noi emisiune, la Cântați cu noi. Dar emisiunea trecută, noi am fost pe TikTok pentru prima dată și uite acolo a intrat Adrian, el foarte descurcăreț pe paginile astea și tot ce face el, e descurcăreț pe TikTok, vorbește cu tine, chiar și imaginea, eu nu mă percep la toate astea. Și a intrat pe TikTok și noi l-am întrebat, de unde ești tu? Și el ne-a spus că el e de la Edineț. Și atunci, prima dată, emisiunea trecută, săptămâna trecută, am aflat că el e moldoveanul nostru. Măi, Adrian, înseamnă că atât de mult. Să fie, și uite cât de frumos cântă el și pentru acei din Ardeal.
Și această melodie este foarte preferată în Ardeal și mai ales că și nouă ne place. Stați să ascultăm cu ce face băiatul ăsta frumos, dar nu uita că mai cânti o melodie și copiii pleacă. Da. Hai. Hai să ne cânte Adrian Bradu. Bate vândă peste deale de acasă din Ardeal, măi. Și când bate pot să mori tot de drag, dar și de dor, măi. Dacă-s departe și mi-i tare greu, fără de-ai mii și fără de Ardealul meu, măi. Mândră floare de pe deal, hai Ardeal, 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 măi! Sărit la apus, oameni ca pe la noi nu sunt, măi. Au sânjete ardeleane de la Horea și Crișan, măi. Oameni care au ceva de spus și când o pus mâna, atunci o pus, măi. Mândră floare de pe deală, hai Ardeal, 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 măi. Oameni care au ceva de spus și când o pus mâna, atunci o pus, măi. Mândră floare de pe deal, hai Ardeal, 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 mă! Ardeleanu-i om curat, orice-i ai cerut s-o dat, măi. Știe că-i bine să dai și știe cum e să n-ai, măi. Oameni care au ceva de spus și când o pus mâna, atunci o pus, măi. Mândră floare de pe deale, hai Ardeal, 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 măi. Că-s departe și mi-i tare greu, fără de-ai mii și fără de Ardealul meu, măi. Mândră floare de pe deale, hai Ardeal, 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 măi! Apropo, spune-ne încă o dată ce ai făcut la România și când să te urmărim, când și... Am participat la România au Talent, am trecut în etapa următoare cu 4 de da, urmează să vedeți emisiunea, deocamdată nu cunosc când va fi difuzată, dar știu că s-a dat start săptămâna trecută, vinerea, la ora 8:30 pe ProTV, s-a dat start sezonului. Și voi sunteți mulți acolo. Da, sunt foarte mulți participanți. Rândul, da? Și urmăriți Adrian Bradu, Bradu. Adriane, noi să ținem pumnii aici cu toată lumea care te urmărește și suntem încrezuți că vei câștiga, de ce nu? Viorelea, fiecare artist când vine în scenă, el, pe lângă ce poate nu-i place cum răsună familia lui, el își găsește un pseudonim, un loc. Pseudonim de scenă, da? Exact. Așa. Dar lui Adrian nu-i trebuie nimic. Bradu, Doamne, și-l botezat așa, nu? Adriana, cât de frumos părinții v-au ales numele. Da, da, e o istorie întreagă, da? Da, e foarte frumos. Adriana... Victorița este în numele este bunicului. Bunicului. Așa. Marcel este în numele tatălui. Și Adriana? Adriana, numele meu. Numele tău, uite, vezi? Cât de frumos. Și el e Adrian și el apropo, Adriana. Apropo, Adriana i-am pus eu numele. De asta înseamnă. De ce e asta? În numele lui, știi? Cât de frumos s-a gândit. Și a fost după el? Da. A fost după el... Dar și semănați foarte bine, toți așa. Seamănă, într-adevăr. Foarte frumoși. Felicitări părinților pentru că aveți numai, o bucurie la puterea 4. Numai Victorița cu ochii albaștri. E Iulia că se iubește. Da, este unicală, așa să-i spunem. Așa. Și la caracter, la tot. Da? Bravo, bravo. Hai să cântăm ultima melodie cu frățiorii împreună. Care facem noi? Oameni. Oameni. Pace între noi, de pe negativ. Negativul este al lui Costi Burlacu și Corina Țepeș. Așa.
Îi salutăm și... Piesa, sigur că e a lor. Așa. Piesa nu? E lui Costi? Nu? Nu este, da? Nu, pace între noi. Nu e scrisă, nu e acolo. Am înțeles. Atunci facem una dintre melodii... Stic să facem asta. Romă dor, ochii mă dor. Da? Frumoasă melodie. Hai, 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 hai. Victorii să cânte. Brado, vă mulțumim frumos pentru prezența în emisiunea noastră. Acum, ați fost minunați. Ați fost minunați, ați fost bravo de toți. Arătați acolo păceți din palme și asurgăm fotograful nostru să facă câteva fotografii, așa cum sunteți voi. Frumos. Toate că noi avem atâta material, putem să oprim orice fotografii oricând. Așa? Ok. Vai, vai, vai. Hai să Adriane, să-mi transmită Marcel microfonul. Așa. Microfonul Marcel, eu îl pun aici. Așa. Și aici, cior, să zice, să lăsă căștile pe... Victorița prima a plecat. Ridic-te, Adriane, ca pe altfel. Așa, încet, nu vă grăbiți. Așa. Le mulțumim. Noi încă o dată le mulțumim, da, desigur, pentru că sunt minunați. Noi o să facem fiecare cântec, fiecare moment frumos o să fie... Și încă o dată mulțumiri și plecăciuni părinților că le-au dat viață, atât de talentați și atât de frumoși. Da, și bunelului în primul rând, pentru că are grijă. Nu știu de cântat, dar un dirijor adevărat. Se spune că... Bunelul, eu cred că el e ca un înger păzitor.
Ce relație frumoasă. Adrian, cum te împaci cu bunelul? Vă zic așa, sincer, eu cu bunicul mă împac mai bine decât cu părinții, deoarece eu călătoresc cu bunicul absolut oriunde. Cu bunicul vorbesc mai mult timp, cu părinții, din păcate, nu. Vorbesc, îi iubesc și pe ei, iubesc necondiționat foarte, foarte mult. Și, dar, în schimb, eu petrec foarte mult timp cu bunicul și oriunde aș merge, chiar și la voi în studio aici, am venit cu bunicul și părinții au rămas acasă și oriunde unde călătoresc, doar bunicul. Așa, îi mai spui și secretele, să înțeleg, dacă ești atât de, da, normal, de deschis, da, cu el. Foarte frumos. Adriane, am o propunere. Să cânți două melodii la rând. Prima cânți Lacrimă. Da. Așa? Și a doua, Ana. Bine. Pentru toate domnișoarele, domnițele care te privesc acum. Care privesc, mai ales, da, pentru ele. Dar hai să-l ascultăm. Ai plecat într-o seară de vară, te-a chemat, te-a furat un băiat și mi-i dor o nebună povară și mi-i sufletul neîmpăcat. Nu știu vina a cui va rămâne, poate a mea, poate a ta, poate a lui. Ce e soarele zilei de mâine dacă a fost o iubire și noi? Lacrimă amară, lacrimă amară, mă încearcă iară, mă încearcă iară, ca un vechi refren. Amintiri și clipe încep să mă doară, ora e târzie, e pustiu în gară și nu mai vine niciun tren. La 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 la, la 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 la, oh, la 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 la, la 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 la, oh. Ești departe, 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 frunza-i coaptă și preamă de greu, calea robilor veșnică arde, o fi calea destinului meu. Eu te chem cu străbune țărâne, eu cu ziua și noapte te aștept. Ce e hrinca aceasta de pâine dacă inima-i lacrimă-n piept? Lacrimă amară, lacrimă amară, mă încearcă iară, mă încearcă iară, ca un vechi refren. Amintiri și clipe reîncep să mă doară, ora e târzie, e pustiu în gară și nu mai vine niciun tren. La 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 la, la 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 la, oh, 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 oh. La 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 la, la 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 la, oh, 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 oh. Bravo, mai, 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 mai. Bravo, ce bravo, surpriză, mai, ce surpriză frumoasă. El mi-a spus, eu am știut, dar... Dar n-ați auzit-o în așa... Dar cum să-l aud? Foarte frumos. Și el o să încânte mie. Bravo, bravo, Adrian. Bravo, mulțumesc, Adrian. Frumos. Bravo că ai cântat și versurile corect, pentru că cei care au mai îndrăznit să cânte această melodie n-au știut versul așa cum l-a scris Dumitru Matkovski. Și de dorit să-i ținem... Să ținem cont, mai cont, întâi de toate. Mai ales că l-a scris Dumitru Matkovski această melodie. Într-adevăr, o melodie foarte frumoasă, foarte profundă. Mie mi-a plăcut și eu scadonez această melodie. Eu cred că noi o să primăm frumos și ai să ai prima ta melodie. Felicitări! Mulțumesc frumos! Da, și o să fie difuzată și la radio, peste tot. Eu cred că în două săptămâni, trei. Mulțumesc mult! Uite câte surprize astăzi se nasc aici în studio, da? Foarte frumos, bravo, felicitări! Mulțumesc mult! Mi-a plăcut, cum, dacă eu... Chiar sună foarte fain, sincer. Chiar mi-a plăcut, da, și mie, foarte tare. Da, mulțumesc. În studio, când... Nu se descot acolo, va fi cu totul... Wow! Ce microfonul meu? A, așa? Ce mi-arătați? Spuneți-mi. Să schimbăm microfonul, da? Păi da, dar pentru asta trebuie împinsă, puteți să spuneți.
Așa, hai facem altfel. Microfonul este de pe... Așa, îl dăm în parte ce e. Dar veniți cineva și luați microfonul ăsta de tot aici și puneți celălalt la locul lui. Nu nimic. Câte... Viorica... o Viorica... Nu și m-am gândit, este conectat? Nici n-am zis Victorița, dar am zis... Tot cuvânt, tot cuvânt. Viorelia, da, Viorelia. Nu, a, așa. Am dreptul, da. Bine că, cum ai zis tu. Viorelia, să niștească puțin mesaje. Așa, că după avem această multe, melodie trebuie aici. Să fie niște mesaje mai așa, mai... Hai să vedem... De la fete. Încep cu ultimele, da? Și între timp, vă rog frumos. Mulțumim maestrului pentru așa seară plăcută, cu așa copii talentați. Cred că nici medicamente nu trebuie să luăm. O seară plăcută. Foarte frumos, ne-a scris Roica Dunea. Așa, Tania Xentei. Mulțumim frumos, copii talentați, și Dumnezeu să vă ajute să vă realizați visul. Felicitări părinților și buneilor. Așa, bravo, foarte frumos, să fiți sănătoși și Dumnezeu să vă păzească, să vă binecuvinteze mereu. Hai să am citit de pe pagina de Facebook. Hai, maestre, să citesc de la dumneavoastră de pe... Așa. Deci, Palina Pleșca, Doamne, cât sunt de bravo și de educați. Dar micuța acea răbdătoare și ascultătoare de Victoriță este vorba, de cred că. Doamne, păzește de tot răul și invidie. Așa. Maria Zupco, domnule Gheorghe, Moldova are foarte multe talente și e păcat că sunt nevoit să plece din țară. Mulțumim pentru emisie. Așa. Florin Gelu Gaico, sunteți niște îngeri trimiși din cer să ne cântați și să ne încântați. Vă iubim mult, copii. Foarte frumos, așa. Mai avem aici un mesaj. Bravo, familia Brado. Foarte frumos, succes, copii minunați. Mihai Toma, bravo, domnul Țopa, sunteți toți minunați. Așa. Da, într-adevăr, eu am fost în America, în Chicago, ultima dată, și am intrat, am fost invitat și la familia acasă, sigur, unde se duce în altă de parte. Desigur. E acasă, toți sunt gospodari, toți sunt cu... De-amă știm că moldovenii sunt bravo, mai ales în partea de Americii, unde au un lucru greu, dar cu răsplată. Așa. Și am fost în familie și toți au copii. Și mulți. Toți au copii moldoveni. Păi, fără copii, nu știu, cred că viața n-ar da. Exista. Și copii și mulți. Și copiii ăștia dragi, ce am vrut să spun? Că ceea ce facem noi astăzi, copilașii ăștia, și o să mai decupăm, o să facem fiecare cântică aparte, o să aibă și ei, o să vadă și ceva din Moldova. Desigur, și o să fie și o amintire frumoasă. Observat că fiecare vârstă o să găsească. Desigur. Dacă nu de 3 ani și ori jumate, de 11, dacă nu de 7, de 8, dacă nu de 8, de 15, cum are Adrian. Uite, și dacă nu copiii, atunci bunii, da. Dacă nu bunii, atunci părinții. Eu am avut multe emoții ca emisiunea asta totuși să aibă loc. Știi? Mi-era foarte frică. Frumoasă, felicitări pe această cale. Să nu-i fie ceva la mijloc. Totul s-a întâmplat frumos, de da, vină. Tot s-a întâmplat frumos. Nu o să vă cântăm numai decât, dar acum ne întoarcem la Adrian. Ne întoarcem la Adrian. Camerele să fie pe Adrian puse. Adrian e... acum cânti melodia ta. Dar te rog, nu te grăbi. O să-ți fac semnă regia când să începi cântecul și-l cântăm iarăși și din când în când mai uite la cameră. Mai deschide ochii, da? Da. Hai! Cântecul... Ana. Ana. Unde nu gătește viața, rămâi numai cu speranța, Ana. Unde nu te strânge dorul, rămâi numai cu fiorul, Ana. Unde nu se dește omul, nu crește nici floarea pomoană. Crește nici frunza-n vie, gura ta e apă vie, Ana, Ana, of, Ana. Curge dorul peste deal și se varsă ca un val, Ana. Unde nu pășești din doi, te bate vântul și ploi, Ana. Unde
unde cur lacrimi și roaie, poți să stai să plângi în ploaie iară. Dorul face templu sfânt, de la cer până în pământ. Ană, ană, of, ană. Ană, curg în vene râuri ape, izvoarele tot se cade, ană. Dorule, te-aș întreba, unde e anuța mea, ană? Ană, curg în vene râuri ape, izvoarele tot se cade, ană. Dorule, te-aș întreba, unde e anuța mea, ană? Ană, o, fană. Pot să se reverse zorii, îmi apar doar trecătorii, ană. Iar de inima nu-i vie, te am doar în poezie, ană. Sunt ca bradul ce se frânge, când la piept nu te pot strânge, ană. Doar o clipă să te ating, dorul ca să-mi mai sting, ană, ană, of, ană. Ană, curg în vene râuri ape, izvoarele tot se cade, ană. Dorule, te-aș întreba, unde e anuța mea, ană? Ană, curg în vene râuri ape, izvoarele tot se cade, ană. Dorule, te-aș întreba, unde e anuța mea, ană? Ană, of, ană. Bravo, măi, Adriane. Bravo, mai. Foarte frumos. Da, ce voci. Cred că dacă urmăresc acum toate fetele pe numele Ana, da, s-au îndrăgostit lulea de el. Cânt, el cât de ușor cântă. Foarte, foarte, foarte frumos. Bravo, bravo, Adriane. Mulțumesc frumos. Adrian Bradu, pentru voi ne cântă atât de frumos în astă seară aici. Și bogată, știi, pentru 15 anișori, ei frumoasă. Super. Mai se dea sănătate la părinții tăi? Da. Ca să-ți poată să-ți ofere în continuare, să te, nu știu, aportă, să te sprijine și putere, să aibă... Putere și pure, și putere și răbdare și finanțe. Bunelu Victor! Așa. Veniți, veniți, domn Bunelu. Iată că vine să ne salute și Bunelu Victor. Da. Da? Domn Victor, așa să-ți obțin și lângă, el o să ne cânte nouă o melodie, pe urmă o să ne lăsați iarăși singuri ca să... Așa. Ce asta este Bunelu? Am vrut să eu spun ceva. Stai. Chiar... Da, vorbește, da, cât mai aproape. Da, mă dau și mai aproape. E, am vrut să spun că el în Ardeal a fost invitat din un cel mare și a cântat o nuntă de 620 persoane. Așa, s-a acolo. Dar el a fost, invitat, a fost invitat, adică nu s-a dus să cânte, să facă bani. A fost invitat și a cântat și el, poate nu chiar jumate din nuntă, dar vreo 30%. Le cântă tot ce știi mai bine, da? Are piesa Țucă-mă, tot din Ardeal. E o piesă foarte, foarte renumită în Ardeal. O cânti acum? Da. Dacă doriți, da. A, cântă, măi, cincă a venit Bunelu. Ia, lui Bunelu cânt, eu cânt. Este așa un pic mai rapidă, mai săltăreață. Sau cum îți pofta inimii? Pofta inimii. Cum mă simți mai bine? Thank you.
dame. Ardă-te focul de gură, eu cum nu poți să șerg, iar o ipartură numai ciudame. Apăsat și cu căldură, țucă-mă direct pe gură. Căpuzele mele în stare uscate, tu să le moi, capitan lapte-ai. Apăsat și cu căldură, țucă-mă direct pe gură. Căpuzele mele în stare uscate, tu să le moi, capitan lapte-ai. Gură să rut aminte și-o da, tu să nu mă lași. Cu buzele posuflate și cu mult necas. Gură să rut aminte și-o da, tu să nu mă lași. Cu buzele posuflate și cu mult necas. Apăsat și cu căldură, țucă-mă, țucă-mă direct pe gură. Căpuzele mele în stare uscate, tu să le moi, capitan lapte-ai. Bravo, bravo! Mai. Ai, vreau și eu să cânteam, dar vreau și eu. Vi s-a făcut dor, da? Nu, el a cântat un cântic mai vesel, mai... Vreau să cânt și eu cânticul, zică lumea ce n-ar zice, eu tot una te iubesc. Yeah! Ce despre tine, am făcut greșeală mare și într-o zi voi regreta. Zice lumea despre tine că nu ești perechea mea, că am făcut greșeală mare și într-o zi voi regreta. Zică lumea ce n-ar zice, eu tot una te iubesc. Clipele cele mai bune lângă tine le trăiesc. Zică lumea, lumea crede, dar putea schimba ceva. Cum dioari ea nu vede că ești fericirea mea. Supărare, că tu ești așa, așa, așa. Urmăresc orice mișcare, stând ascunși după perdea. Viața trece și apune, se termină într-o zi. Spune lumea ce n-ar spune, cât trăiesc te voi iubi. Zică lumea ce n-ar zice, eu tot una te iubesc. Clipele cele mai bune lângă tine le trăiesc. Zică lumea, lumea crede, dar putea schimba ceva. Cum dioari ea nu vede că ești fericirea mea. Viața trece și apune,
se termine într-o zi. Spune lumea ce n-ar spune, cât trăiește voi iubi. Zilnic lumea te bârfește, dar nu zic că lumea e rea. Doar noi știm că ne unește pentru o viață dragostea. Zică lumea ce n-ar zice, eu totuna te iubesc. Clipele cele mai bune lângă tine le trăiesc. Zică lumea, lumea crede că ar putea schimba ceva. Cum de oare ea nu vede că ești fericirea mea? Zic vecinii-n supărare că tu ești așa, așa, așa. Urmăresc orice mișcare stând ascunși după perdea. Zilnic lumea te bârfește, dar nu zic că lumea doar nu știm că ne unește pentru o viață dragostea. Zic că lumea ce n-ar zice, eu totuna te iubesc. Clipele cele mai bune lângă tine le trăiesc. Zică lumea, lumea crede că ar putea schimba ceva. Cum de oare ea nu vede că ești fericirea mea? Măi, ne-a făcut festa, mă, ne-a făcut vocea mea, da. Ei, cum se poate să vină Tusa? Cum se poate? Că vine și la mine. Eu tot mă strău de așa ca să nu da, da. Hai cântă-ne, Violet. Viorelia. Viorelia, of. Hai Viorelia. Să vă cânt și eu. Da, a, să știți așa. Că Viorelia prezintă emisiunea la radio, dar așa. Pentru Moldova. Așa. Și este colegă cu... Colegă, cu dar angajat, media. Așa, cu dar sunt angajată, desigur, prezentatoare. La Adi Carp. Așa. Și Adi da, Carp salutăm. Astăzi a avut ceva probleme. Îl salutăm pe Adi pe cel și scale. Uite, el a zis, uite, Viorelia o să descurce, o să citească mesajele, așa. O să te ajute ca emisiunea să aibă loc, să nu fie, nu cumva să vină copiii ăștia talentați de la nordul Moldovei și să nu fie emisiunea. Păi cum așa? Iată da. Că am făcut tot posibil ca să fie astăzi. Și Viorelia tot este colegă cu mine, tot așa? Cântă și o să ne cânte o melodie, să rămână în emisiunea asta, să rămână în amintire. Așa este. Am să cânt Vorbește inima, așa, și dacă... Așa. Pentru că mâine se apropie 14 februarie, ziua îndrăgostiților. Chiar se apropie, dacă mai stăm o leacă? Da, sigur. Pe această cale felicit toată lumea și... Toți care ne privesc în acest moment, vreau să vă doresc din toată inima să iubiți nu doar de 14 februarie, dar în fiecare zi. Să dăruiți și să fiți iubiți. Și cadouri în fiecare zi, da? Și flori în fiecare zi. Dar nu înseamnă că cadouri. Să fii aproape de jumătate, să-i oferi, nu știu, căldură, chiar și o îmbrățișare, un pupic, de ce nu. Tot e un gest frumos și atunci ziua îți merge mai bine. Un zâmbet și cel mai fermecat și mai frumos, eu cred că... Așa că Vorbește inima, pe această cale vreau să-i mulțumesc și autorului. Este vorba de Cezar Ciucium, care mi-a scris această melodie, muzică, text, la fel și Mihai Ciucium, producția. Mulțumesc, băieți, sunteți minunați și sper că această piesă să ajungă la toată lumea, la inimioară, da? Din start îmi cer scuze și eu pentru că sunt după o răceală, așa, abia mi-am revenit, dar Tusa persistă ca la maestru Gheorghe Țopa, dar sper că să nu mă... Hai să vină melodia, Vorbește inima. Noaptea e atât de tristă iar, eu nu mai vreau să
Dragostea oricum ei va uni mereu. Vorbește inima, inima doar despre tine. O viață ar mai fi pentru amândoi. Vorbește inima, inima și chiar de mâine. Ea te așteaptă tare, tare să vii înapoi. Nai, nai, naram, taram, tairaram, taram, tairarara, tairarara, tairaram, taram, tairaram, taram, nai, nai, na, nai, nai, na, taram, taram, tairaram, taram, tairarara, tairarara, tairaram, taram, tairaram, taram, nai, nai, na, nai, nai, na. Vântul de-atât, de-atât de ori îmi spune că într-o zi vei reveni cu flori. Prea bine știu că tu nu mă poți uita. Ai vino înapoi, de-ți gheață-mi inima. Nu e chiar ușor, dar nici atât de greu. Dragostea oricum ei va uni mereu. Vorbește inima, inima doar despre tine. O viață ar mai iubi pentru vorbește inima, inima și chiar de mâine. Ea te așteaptă tare, tare să vii înapoi. Taram taram tairaram taram nai nai na nai nai na taram taram tairaram taram tairarara tairarara tairaram taram tairaram taram nai nai na nai nai na. Vorbește inima, inima doar despre tine. O viață ar mai iubi pentru amândoi. Vorbește inima, inima și chiar de mâine. Ea te așteaptă tare, tare să vii înapoi. Bravo! Mulțumesc! Viorile, vezi? Iată și eu. Da, da, da. Abia de mă rețin să nu vină tusa. Ceva se întâmplă. Nu, eu am zis atunci când cânt mai puțin, mi-e greu. Trebuie să cânt mult și eu să cânt în continuu. Adică nu trebuie așa, să... Așa, ca vocea să dea... Da, pentru că cântă copiii ăștia minunați, eu nu mă înghit noduri, probabil. Și când dau să cânt, mi-e greu. Eu nu mă înghit noduri. Așa este. Adriane, ești... Cu noi? Ești cu noi? Da, dar microfonul lui... Nu se aude, nu Adrian? Nu se aude încă. Nu. Iată acum este. Așa. Dar ce s-a întâmplat? S-a oprit tu. Așa, dă-l mai tare, dar... E vorbește? 1, 2, 3, 10. Este, este. Este. Nu, față de-a noastră e pe încet. Bine, uite încoace. Hai scânți acum sârba aceea care ai cântat-o tu la România au talent. Bine? Da. Dar pregătește și ne-o cântă toate strofile, da? Da. Tot ce-ai cântat acolo. Cântă și nouă, măi. Să ne vadă toți, da? Care ne urmăresc în acest moment. Când începi să... Și mai uite din când cânt la fete. Foie verdea bobului măr. Foie verdea bobului măr. Lunghe drumul gorjului, dar mai lunghea dorului, că la gorj te duci vii. Dorul n-are căpătâi, măi. Muzica.
era neca vreo doi zloți și nu te iubi cu toți. Era neca vreo doi zloți și nu te iubi cu toți, măi, măi. Lung e drumul gorjului, dar mai lung e adorul lui, că la gor știi tu și vii. Dorul n-are căpătii, măi, măi. Lung e drumul gorjului, dar mai lung e adorul lui, că la gor știi tu și vii. N-are căpătâi, măi. Bravo, bravo, bravo. Ia ca așa. Minunat, Adrian. Ia ca așa. Să avem și noi. Dar să ne-ai cântat o strofă la început. A vrut să vadă. O să-l mai rugăm sau nu? Cred că asta a fost. Da. Hai, așa. Cântă-ne ce mai dorești tu. Pentru că vreau, da, să vă mai cânt o piesă probabil mult așteptată de toți. O să aduc tema părinților, că sunt cei mai importanți în viața noastră, sunt persoanele care ne dau nouă viață și ne îngrijesc măcar până la 18 ani, dar sunt sigur că mulți îi îngrijesc și la 30 și la 60, nu contează. Toată viața. Da, toată viața suntem copii. Toată viața suntem copii, părinții sunt în viață. Exact. Noi suntem copii. Și aș vrea să cânt scumpii dragii mei părinți. Din partea mea, pentru toți care aveți părinți. Bate vânt din depărtare cu miros de sărbătoare, miros de pâine caldă, doar părinții ne așteaptă. Ne așteaptă cu drag și dor, măcar pe la sărbători, mă. Că mereu grija ne-o poartă, sănătoși ca să ne vadă. Scumpii dragii mei părinți, bun la suflet și cu minți, măi. Eu mă rog de sănătate să fiți cât mai mult aproape. De-ai părinții lângă tine, ești cel mai bogat din lume. Nu-i lăsa cu dorul în poartă, că n-o să-i ai viața toată. Adrian Brado! O viață înhămați la plug, cu greu mare m-au crescut, măi. Au răbdat ani mulți și grei, scumpii dragi părinții mei, măi. O viață cât mai trăiesc, n-am cum să vă mulțumesc, măi. Că grija de părinte nu se măsoară în cuvinte. Scumpii dragii mei părinți, bun la suflet și cu minți, măi. Eu mă rog de sănătate să fiți cât mai mult aproape. De părinții lângă tine, ești cel mai bogat din lume. Nu-i lăsa cu dorul în poartă, că n-o să-i ai viața toată.
astăzi vin de sărbători la cuibul părinților mei. La cuibul cel drag și sfânt, de unde odată am pornit, măi. Din părinții mei cu drag să vă aduc nepoții-n prag, măi. Că ei sunt cununa vieții și alinarea bătrâneții. Scumpii dragii mei părinți, bun la suflet și cu minți, măi. Eu mă rog de sănătate, să fiți cât mai mult aproape. De părinții lângă tine, ești cel mai bogat din lume. Nu-i lăsa cu dorul în poartă, că n-o să-i ai viața toată. Bravo! Să știți că este piesa unei minunate doamne care a plecat la fel de la nord și a ajuns astăzi artistă. Este vorba de Lilia Roșca. Asta așa este piesa ei. Și versurile? Versurile nu cunosc. Nu cunosc. Bine. Ca să știm și noi ce scrim, să putem scrie acolo cine e autor. Bravo, bravo. Ce vreau să spun, Adriane, vreau pentru cei care ne ascultă, pentru tine, Viorele, vreau să spun că poate și cântă cineva și mai bine și tot atât de frumos la vârsta asta care are Adrian. Dar așa dicție nu are nimeni. Perfectă. Mulțumesc frumos. Așa o dicție perfectă, atât de corect el pune vorba, silaba, accentul pe cuvânt, chiar și lacrima amară, chiar dacă puțin, puțin a schimbat melodia, de la cântatul așa cum trebuie. Cum a simțit el. Cum a simțit el și așa cum el se primlă des prin Ardeal, are o vorbă... O să ne mulipsească și pe noi, maestră. Eu nu știu dacă poate colegii tăi la școală tot așa vorbesc sau asta e a tău așa, în felul a tău a fi. Nu, la noi la școală nu vorbește nimeni așa. Noi învățăm să vorbim, cer scuze, am mici emoții, învățăm să vorbim corect la orele de română. Apropo, cu această ocazie vreau să salut pe diriginta mea și profesoara mea cea mai minunată de română, doamna Zelinski Lucia, care ne îndrumă clasa noua A cu cea mai mare drag și răstări. Adresa de unde? Locuiește în orașul Cupcini, exact acolo unde studiez și eu. Bravo, mă, doamnă salutăm, profesoară. O salutăm și mulțumim. Aveți un copil minun, într-adevăr. Mulți mă întreabă, multe ori se apropie de mine, când are un copil talentat, cum este Adriana la vârsta ei, sau chiar și Marcel, câte 8 ani, da? Da. 8 anișori. Și mă întreabă, uite ce să fac copilul meu, unde să-l dăm, când el așa e de talentat. Și într-adevăr, toată țara avem copii talentați în toate colțișoarele lumii. În toate și țării, nu mai zic la lumii, dar așa lumii. De ce nu? Moldovenii peste tot. Dar mă întreabă, la ce profesor să-l luați și școală să-l dau, că el cântă foarte frumos. Eu zic, dacă cântă frumos, învățați-l să vorbească. Să vorbească frumos, că de cântat a cânta el. Dar tu ai făcut, tu ai mers, tu ai călcat cu dreptul în lumea muzicii. Pentru tu cuvii cu vorba frumoasă, cu accent, cu o dicție care... Dicția, dacă nu o ai, nu ți-o dă nimeni. Mulțumesc frumos! Așa că eu nu degeaba am crezut că ești român și eu mă bucur că ai trecut prudul și ai venit la mine. Bravo! Chiar dacă vii la Edineț, dar eu în mulțumesc mintea mea, mă pare rău că un an de zile eu nu te-am sunat, nu te-am cătat, nu te-am căutat. Tot ce se face, se face spre bine și cred da că asta a fost un motiv ca anume astăzi, Adriane, să ne-am întâlnit împreună. Lista ta e mare. Da. Hai să știu, poate stă țipi. Uite cine ai cântat și tu vrei tare să-l cânti. Vreau înainte de a cânta să vă spun despre încă un talent al meu. Este ia talentul de a recita și a scrie poezii. Bravo! Ne recită o poezie? Vă recit o poezie, dar nu scrisă de mine. Nu, este nu, o nimic. Poezie veche. Și se numește Cerbul cu stea în frunte. Poți să nu te grăbești? Sigur că da. Da? Da. Hai, trage aer așa. Nu, eu am vrea să nu te grăbești. Da, vrem da, poezia da asta să fie... Să ascultăm așa. Și auzită și totodată vreau să nu grăbești în tempo. Povestește-a.
Cerbul cu stea în frunte. Trăiau odată într-o pădure un moș bătrân cu baba lui. Trăiau săraci, ca vaie de lume, în adâncimea codrului. Moșneagul nu mai vrea nimic și numai moarte o dorea, dar baba ar fi vrut să aibă un suflet tânăr lângă ea. Să fie un copil cu minte, un cățeluș sau un pisoi, mă vreau să au și eu cu suflu o altă viață lângă noi. Așa ofta să rămână babă, dar moșul nu mai vrea nimic. Ce-mi trebuie grijă nouă, sunt prea bătrân și prea calic. Dar domnul se îndură de babă și un pui de cerb i-a dăruit, un pui de cerb cu stea în frunte gonit din codri și rănit, săgeata-i strepunsese gâtul, din rană sângele curgea și lacrimi mari picau din ochii frumoși și rotunzi ca o mărgea. L-a sărutat pe frunte moșul, miloasa babă l-a spălat și l-a îngrijit cu grijă mare și cerbul mi s-a vindecat. Era frumos și blând, sărmanul zburda mereu din loc în loc, venise ca o vrajă nouă de tinerețe și noroc. Întinereau văzând cu ochii moșneagul și cu baba lui și se făcuse luminoasă întunecimea codrului. Dar într-o zi trecu pe acolo feciorul unui împărat cu ceata de curteni, cu arcuri și cogarii la vânat. Dă-mi cerbul tău mie, bătrâne, că-ți dau pe el tot ce dorești. Nu pot, chiar de mi-ai dat pe dânsul comorile împărătești. Te duc la curtea mea, moșnege, cu baba ta vă fac boieri. Dă-mi cerbul tău mie cu stea în frunte și-ți dau și cinste și averi. Nu-mi trebuie averi și cinste, sunt prea bătrân să le primesc, dar dacă vrea să vină cerbul, eu bucuros vi-l dăruiesc. Atunci minune fără seamă întreaga lume ce văzu că cerbul dă din coarne și parcă zice nu vreau nu. Nu vreau să vin la curtea voastră. Deodată cerbul a vorbit. Tu mă primești ca pe o podoabă, ei sufletul mi l-au dorit. Tu m-ai rănit la vânătoare, ei rănile mi le-au legat. În strălucirea curții tale eu m-aș simți încătușat. La curtea ta aș fi o fiară, o jucărie pentru proști. În viața lor sunt o comoară pe care tu nu o cunoști. Și plecă pe gânduri voievodul și se gândi că nu-i de ajuns să fii bogat, temut și veșnic de împărăția ta pătruns. Mai trebuie să ai un suflet milos, bun și iubitor, de vrei să fii iubit de oameni și de podoaba codrilor. Jos pălăria! Bravo, Adrian! Să stau eu cu tine să țin... Să tot îl asculți și să-l asculți, așa? Vreau să stau cu el pe... Pe canapea. Canapea. Îmi cer scuze pentru micile emoții. Foarte bine. Adriane, vreau să stau cu tine pe canapea. Știi de ce? Pentru că peste ani, noi să ne uităm pe YouTube. O să vă duceți aminte de această reluare, da? De această reluare. Așa. Pentru că și mie mi s-a numărizat atunci când... mi-a cântat acapelă odată la un spectacol. După spectacol am fost invitat la masă. Și acolo, la masa aceea, eram cu Mihai Ciobanu, doamna Zina Julia, dacă nu mă greșesc, Gheorghe Urschi și stăpânii casei. Și Mihai Ciobanu a cântat un cântec. Fără acompaniment, fără nimic, fără să roage cineva. El a zis așa, eu vreau să rămână această melodie în casa dumneavoastră. Și a cântat un cântec. Și eu de atunci... Și eu, unde nu mă duc, fredonez, măcar o strofă, dar să rămână, pentru că fiecare om când ne vede pe noi, și dacă mă le suntem cunoscuți, tare ar vrea să ne audă vocea noastră. La capela, da? Da. Așa. Dar eu vreau de la tine, fiindcă ai cântat toată seara, să am o amintire că am stat cu tine pe o bancă, măi. Și am stat cu tine la braț. Pentru că îți crești. Îți crești repijor, voi răbdi, crește și o să fii menant ca mine și o să-mi vii cam... O să-ți aduci aminte cum ați stat doi într-un fotoliu. Dar uite, eu promit un lucru. Chiar dacă emisiunea noastră nu o să mai fie, da? Să zicem, nu o să mai fie, dar eu promit așa, peste 10 anișori, eu o să fac o emisiune de asta. O să chem pe toți băieții care pot, care vor, pot cânta live. Și care au fost prezenți. Da, și să vină toți, să punem microfoane, să stăm 3-4 ore și toți prezenții mei să vină peste vreo 10 ani. Nu, poate și într-o sală mai mare, poate cu spectatori să ne bată din palme, dar să cântăm pe rând și să cântăm piesele cei care le-am cântat acum. Asta e ureu. Peste 10 ani... Să vă ajute Dumnezeu. Da. Tu ești fi mare, poate fi însurat. Doamne ajută. Da. Poate fi însurat, nu știu cum bunelul acolo să gândești la surătoare, dar cred că nu. Că trebuie să ajut. Și părerea ai? Bunelul nu-ți grebește. Foarte frumos. Atunci nici eu nu mă gândesc. Atunci peste 10 ani vă așteptăm. Nu, zic, peste 10 ani o să fii frumos. Da. Așa că toată lumea ne aude, chiar dacă emisiunea noastră trăiască atât de mult, dar peste 10 ani numai decât ne întâlnim chiar și într-un studio de televiziune și mai mare. Nu are importanță. Cu mare, mare drag.
închiriem, nu e așa? Da, sigur. Tot ce se face, Viorile, se face cu oameni, să vii și tu neapărat. Dar pentru cu Radio Dar? Cu Radio Dar, împreună venim cu echipa. Vrei și tu, Jean? Deoarece, dacă îmi permite să vă spun un banc, da. Când Dumnezeu a creat lumea, El a creat doamnele. Știți că doamnele sunt de două tipuri, Doamne și Doamne ferește. Dar doamna Viorele este o doamnă impecabilă, care sperăm că peste 10 ani va fi la fel de frumoasă și ne vom întâlni. Mulțumesc frumos! Cu ce este dintre însumă? Foarte frumos! De la bun început mă tot complimentează, așa? Să la radio. Te invit, Adrian, neapărat. Iau emisiune, da? Te invităm la noi cu drag. Da, mare, mare drag. Dar echipa... eu am spus că să nu vii la invitații la alte televiziuni, nici la mea, până nu ai vacanță. Ok? În vacanță. Și până nu faci melodia care ți-a promis-o maestru, da? Vii în vacanță sigur. La Chișinău și sunăm în toate emisiunile muzicale că tu ești la Chișinău. Și hai să vii luni la Moldova 1, marți la Radio Dar. La Radio Dar, de ce nu? Și tot mare, așa. Mare drag. Și tot așa, da. Pentru că la noi aici se face publicitate la oricine. Vrei unde? O seară perfectă. Unde vrei? Acolo. Tu ai fost, așa e probabil. Nu, la o seară perfectă n-am fost. Aia înseamnă că să știi o să că te invită neapărat, da. Pentru că ești foarte talentat. Mulțumesc frumos! Dar sigur că ar fi bine să ai și cântecele lansate. În primul rând ai scânt Lacrima Amară, după cum am înțeles. Da, eu numai ce am confirmat. Și am zis că să vii cu această melodie. Ana, tot trebuie să faci o studio, să vii, să pui vocea, să ai tu... Două cântece frumoase. Avem un mesaj aici atât de frumos și vreau să-l citesc. Ia de citire. Ne scrie Nicoleta, da. Nico, emoțiile sunt firești. Adrian, tu ești minunat. Mi-aș fi dorit să am și eu un fecior. Ca mine, mamă, nu m-a lăsat să devin artistă. Oamenii vor să facă băieți de mă. Vreau să... Așa. Și continuaz. Adică am fost vreo 35 de ani din viață. Aceasta am lucrat artă. Art, cred că artist ceva, da. Ceva Așa, dar își dorește așa un copil ca tine. Nu știu, nu am văzut comentariul, dar din câte am înțeles după nume, este domnișoara Nicoleta, cu care am făcut cover-ul la piesa Ana. Este o domnișoară impecabilă, are o voce foarte, foarte, foarte frumoasă și sper pe viitor să mai colaborez cu ea. Uite, lansăm cânticul Lacrima Amară și Ana, îl lăsăm așa... Frumos. Frumos, da. Cum, într-un studio cum profesional, se cuvine? Care tu n-ai pășit pragul încă la așa băieți, și o să vină și Nicoleta. Din păcate, ea e în București. Da, ne ducem la București. Da, o salutăm pe această cale. Nu contează. Bine, nu-i e româncă sau e... E româncă. A, e româncă? Da. Să am trebuit să ne ducem noi. Bine. Te las. Da, cânti. Mai cânti ceva. Bine. Hai să cântăm ceva în primul. Hai să cântăm. Improvizați ceva împreună, da? Da. Împreună cu maestru. Mă, dar și eu să cântăm noi. La începutul emisiunii dumneavoastră ați început să cântați, dacă nu mă greșesc eu, deci oare trandafirii. Ei, hai să cântăm. Așa. E bine, maestre. De ce oare trandafirii se scutre toamna? De ce vine iarna rece și ninsoarea grea? De ce oare primăvara toate florile înfloresc? De ce păsările cântă și oamenii iubesc? De ce oare primăvara toate florile înfloresc? De ce păsările cântă și oamenii iubesc? De ce omul își dorește tineri să rămână? Și de ce din când în când inima îi suspină? De ce lacrima din geană ia vindecă orice rană? De ce durerea de-o viață o citești pe față? De ce lacrima din geană ia vindecă orice rană? De ce durerea de-o viață o citești pe față? Hai, Adriane! Inimă! Maestru Gheorghe Țopa și Adrian Bradu în duet.
De ce cerul plin de stele și luna-i regină? De ce soarele încălzește și ne dă lumină? De ce ziua trece în grabă și noaptea pe urme-i calcă? Și de ce după furtună vine vremea bună? De ce ziua trece în grabă și noaptea pe urme-i calcă? Și de ce după furtună vine vremea bună? Adrian Brado, de la Ideneț. Cel mai tare este Adrian. De ce oare trandafirii se scutre toamna? De ce vine iarna rece și ninsoarea grea? De ce oare primăvara toate florile înfloresc? De ce păsările cântă și oamenii iubesc? De ce oare primăvara toate florile înfloresc? De ce păsările cântă și oamenii iubesc? Bravo! Măi, Adriane, bă! Felicitări! Băi, îți foarte mulțumesc frumos să a primit această improvizare. Mulțumesc Bunelului că a pus efort și te-a adus pe tine, pe frățiorul tău, pe surioarele tale, surioarele, cum se zice, micuț. Surioarele. Micuț, surioare, da? Așa, pe Victorița surioarele și tale. Adriana. Eu cred că asta o să fie o seară din uitat. Foarte multă lume. Noi am schimbat miercurea pe marți și asta poate, dar am fost mulți și suntem, deja încă suntem mulți, se apropie la 1000 acolo permanent, cel puțin, dar știi, când e 1000, păi mâine dimineață o să fie 80.000. Da. Dar tu știi matematica asta lor, că arată una, dar asta e a 10-a parte din aceea și o să fie mâine dimineață. Da, da, care cântecă bune? Aici avem un... Priceasna? Priceasna? Ce cântecă? Cântec bisericesc. Hai, pentru că mâine e sărbătoare. Și pentru cei îndrăgostiți. Da. Și pentru aici cei un mesaj care iubesc de la... viața și pentru cei care e creștin. Adrian ne cântă un cântec bisericesc, da? O priceasnă, da. Dar stai să mă ridic eu, să așa. Te las singur el. Așa, nu te grăbi, nu te grăbi. Nu te grăbi, Adriane. Nu... Eu am vrut-o, cândva am vrut să fac o melodie. Știi că noi dăm primele rânduri, ceea ce dorim noi, dăm la poet sau textier, să zicem așa, poate că poeți avem puțini, dar textieri avem mai mulți. În țară și în genere. Și eu când... Și mi-am dorit cândva, mi-am scris așa, să cânt pentru copilul meu, să zicem așa, da? Ai răbdare să crești mare, joacă-te mai mult la soare. Eu vreau, e ca versul ăsta să-l spun tot timpul, ai răbdare, adică să nu crească repede, nu vreau să spun că pe urmă textul trebuie să fie de asta, adică nu te grăbi să crești. Așa că, Adriane, eu vreau să rămâi la vârsta asta, să te mai joci. Să te bucuri. Să te bucuri. Chiar să te mai joci cu a tăi, cu cei de în sat. Să te mai duci tu la joacă, să mai bați tu mingea. Mulțumesc frumos. Da? Da. Mă restă, tu cânti la 6 instrumente. Așa? Da. 6 instrumente. Ia spune-le care mai. Da, e numele. Acordeonul, pianul, saxofonul, blockflaut, fluier și tobă. Bravo. Atât de talentat, nici nu știu în care nu parte știu. Să... Data viitoare să vină, nu cu frățiorii, dar să vină cu instrumentele data viitoare. Da. Cu mare, mare, mare drag. Nu, Adrian, facem lansarea la cântecul mai, Ana, îl facem aici, lansare. Neapărat. Foarte frumos. Bine, hai. La tine vin, măicuță, la tine vin cu dor. La sfânta ta icoană, la sfântul tău izvor.
dar n-am ce-ți da. Eu mai că n-am ce-ți da. Numai inima mea, dar n-am ce-ți da. Eu mai că n-am ce-ți da. Numai inima mea, ajută-mă, măicuță, să pot îngenunchea la sfânta ta icoană. Arată-mi la ta, dar n-am ce-ți da. Eu mai că n-am ce-ți da. Numai inima mea, dar n-am ce-ți da. Eu mai că n-am ce-ți da. Numai inima mea, căci valurile tulburi asupra-mi năvălesc. Ajută-mă, măicuță, să pot să biruiesc. Dar n-am ce-ți da. Eu mai că n-am ce-ți da. Numai inima mea, dar n-am ce-ți da. Eu mai că n-am ce-ți da. Numai inima mea. Foarte, foarte frumos. Bă, o voce așa de vină. Țin gene, îți măr câncile astea lente, dar toate îți măr, că, Doamne, nici nu știu ce să mai spun. Te ascultă vocea, zboară vocea, vocea trebuie să zboare. Să nu când să numai pentru tine sau numai până la dinții tăi, dar să... Că marele Dolgan, prima vorbă care mi-a spus-o pe scenă, a fost aceea, a zis așa, tu când cânți, să cânți pentru cei din ultimul rând. Nu la ești din față. Că ești așa, te aud. Adică nu vorbesc că cânți mai tare, dar să cânți așa, să transmiți așa, emoțiile. Să cucerești pe cel din ultimul rând. Că la cel din ultimul rând, el de obicei e mai relaxat. Pentru că aici nu se vede, aici mai stă, mai vorbesc. Exact. Dar tu când cânți așa frumos și când te uiți cu șașie să atenți, sau șașie bat din palme, atunci, da. Cel mai prețios lucru e pentru un artist atunci când primește aplauze și multe aplauze. Corect. Și aplauze sincere, nu de este astea. Remunerarea noastră, da? Și aplauze. Dar, Adrian, tu acum ai like-uri, ai vizualizări. Da. Am fost și peste 1000. Avem mesaj aici. Doamne, ce voce impecabilă! Felicitări! Doamne, ajută-l, nici artiștii n-au așa voce puternică. Bravo! O voce splendidă de felicitări, foarte frumos, să fii sănătos. Bravo, copil frumos, soare, aici mulțumesc, ai mulți, frumos. Mulți. Da, urmăresc și eu, într-adevăr, sunt foarte, foarte, foarte multe. Sunt niște comentarii foarte profunde și sper eu că sunt scrise din toată inima și din tot sufletul. Altfel nici nu are cum, nu? Să știi că, uite, care e diferența între alte zile și alți interpreți, de exemplu, da? Pentru că dacă omul nu-l cunoaște sau el nu l-a cucerit atât de tare, el scrie, bravo, la revedere, seară frumoasă, dar aici atâtea cuvinte. Eu am vrut să mă adresez la început, că, Doamne, scriți tot da, cât ce mai simțiți. Multe da, gânduri, gânduri dar, curate, uite, fiecare, luminate. Nici într-un, de obicei mai pun câte unul cum dansează, altul cum bat din palme, știi de obicei cum pun acolo? Da. O floricică, un trandafir. Maestră, dar tu aici. N-ai trandafirie, tu ai numai inimi și... Și mesaje. Și mesaje frumoase. Aici da. Ivan Danci ne scrie, maestre, cred că această emisiune va fi emisiunea anului. Bravo la dar toți. Dar nu anul, a veacului, probabil. Foarte frumos. Cea mai bună emisiune da, dintre toate. Da. Foarte chiar multe anul, mesaje. Anul. Eu trebuie să fac o pauză numai decât pe asta. Eu nu pot să vin. Cea mai reușită emisiune, super. Următoarea emisiune nu mulțumim pot să frumos. Vin.
Atâta material avem, numai frații, surorile tale, dacă îi punem pe YouTube, noi avem așa, aici emisiunea din... trebuie să o difuzăm toată întregime. Din Milano ne salută, bravo Adrian, dar ce de frumos, foarte frumos, multă sănătate, maestre. Doamna Verelea, vă salut cu drag, pupici cu sclipici, salutare din Milano. Deja lumea cunoaște ce vorbesc la radio, da? Și pupici cu sclipici sunt... Vorbele mele, da. Vorbele tale sunt acolo, bravo. Așa. Ne bucurăm că și tu nu ne-ai refuzat. Noi mergem spre sfârșitul emisiunii. Așa. Hai să ne gândim ce facem noi la sfârșit. Uite tu acolo, mai spune-mi ceva ce ai, dacă ai ceva care să... V-aș putea să vă mai cânt o piesă foarte veche. Da. Se numește Mai ții minte, măi, dragă Mărie. Când, măi? Hai să o auzim. În versiunea ta, pentru că să fie... Mai ții minte, măi dragă Mărie, cum nu erau struguri copți la vie. Și tu erai mică, măriuță, nu știai să-i dai nici guriță. Și tu erai mică, măriuță, nu știai să-i dai nici guriță. Ți-am luat băsmăluța, uite așa, să văd cum îți șade fără ea. Și ți-am lăsat coatele pe spate, să te cunosc, fată de departe. Și ți-am lăsat coatele pe spate, să te cunosc, fată de departe. Să nu crezi, neicuță, că am uitat cum erai frumos și erai înalt. Și m-ai dus la apă, la gilor, dar eu nu știam nică să not. Aveam cămășuță cu altiță, nu știam să-ți dau nici guriță. Și m-ai dus la apă, la gilor, dar eu nu știam nică să not. Aveam cămășuță cu altiță, nu știam să-ți dau nică guriță, mă! Așa o sugestie că câtă cultură are băiatul ăsta, el, câtă este o vorbă, 7 ani de acasă. Care 7 ani de acasă? Eu nici nu știu cât îi dau lui. Cât îi are, atâta îi are, da? Toți sunt ai lui, da. Nu, asta e una, dar vreau să spun câtă educație, câtă... Dar graiul ăsta care ți-o l-a dat mama, tata, vorba asta frumoasă din grădiniță, probabil. Cred că noi ai făcut-o acum
Dacă o ai, graiul este frumos, să-l ai. Nu poți fi la 14 anișori sau 15 anișori să... Corect, asta să se naște. Se naște sau încep din primii pași, de la grădiniță. Unde ai fost? La Cupcină ai fost la grădiniță? Nu, la noi în sat a fost. La noi în sat. Și uite ce vorbă frumoasă. Și ai menționat și profesoara de da, română. Dar în genere ar trebui să le transmiți complimente la și colegilor, da. Sigur că da, vreau să... Da, la camera acolo. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care mă susțin foarte mult în absolut orice activitate pe care o fac eu. Înainte de a veni la dumneavoastră, i-am anunțat lunea și toți mi-au urat cele mai frumoase urări de bine. Inclusiv și profesorii care îi respect, îi iubesc foarte mult și le mulțumesc mult că în fiecare zi petrecută la școală ne învață ceva nou, ceva frumos, ne învață cum să ne comportăm în viață și cum să ajungem oameni de succes. Încă aș vrea să mai aduc mii de mulțumiri inclusiv părinților, bunicilor, chiar și fraților mei, care toată familia mă susțin împreună și ultimii care aș vrea să-i mulțumesc, profesoarei mele de acordeon, doamna Maia, care m-a îndrumat pe calea aceasta a muzicii, care mi-a pus primele degețele pe clape și în acel moment, 7 ani în urmă, am simțit o scânteie care mi-a rămas până și în ziua de azi, care s-a transformat într-un foc puternic ce arde inima. Da, la tine ești scânteie de sub cât de frumos. Tale. Da, se vede da, că ești da, atât de îndrăgostit de ceea ce faci. Mulțumesc frumos! De el și face. Da, pe ce spun? De ce ce face îndrăgostit? Nu știu. Dacă e, a spus, e nebun doamna, îndrăgostit. A spus cineva acolo că vrei să facă un băiat? Ca el, da, Adrian. A avut un băiat și facă. Lumea de-a mă-și gândesc cum să facă un băiat din dragoste. Mă ales că în seara asta mâine, da, da. În seara asta. Din asta seara. E seara îndrăgostiților. Până dimineață e mult. Grăbiți-vă, uitați-vă bine la Adrian. Mai da, bravo. Nu, într-adevăr. Ce satul să mândrească? Să mândrească o țară întreagă. E o binecuvântare. Crede-mă că toată diaspora este cu ochii pe tine acum. Dar să știi, Adrian, foarte mult mulțumesc din... mai întâi de toate Dumnezeu se bucură pentru tine, pentru toate reușitele tale. Și mai ales suntem pe YouTube, oamenii au nevoie, au posibilitatea să uite la YouTube. Suntem să... pe Facebook, suntem pe TikTok. Pe TikTok, nu, da, dar exact. Facebook-ul el nu stă toți cu telefonul, toți, mai ales psihotare, nu e ca la noi, stai cu telefonul în mașină sau... Foarte mulți Facebook, sunt, da? Foarte mulți, de pe Facebook suntem, dar știți, 800 de oameni. Cinci suntem 800 acum la momentul ăsta, nu ne ducem acasă. Nu ne ducem. Bunielu, mai stăm puțin, da? Sigur că da. Vreau să copiii mai copiii de-a i-ați culcat cei mici, da? A, așa. Copilul meu? Hai. Hai ce zici? Nu am negativul. N-are negativul? Doamne, dacă să-l găsească pe net. O să vă cânt o sârbă pentru moldovenii mei. Este de pe negativ. Pentru moldovenii mei, cine? Nu, este piesa doamnei Maria Șălaru. Așa. O piesă foarte, 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 foarte frumoasă. Moldovenii mei! Hai, moldovenii mei, să răsune! Ține așa, mă, așa, așa, uite așa! Ține așa, mă! Oamenii frumoși parcă-s flori, moldovenii mei. Lui Hristos închinători, moldovenii mei. Plaiul meu cu mănăstire, moldovioara mea. De la Ștefan amintire, moldovioara mea. Dar sunteți mie dragi, moldovenii mei. Cum e codru-n alte faci, moldovenii mei. Toți ca munții de voinici, moldovenii mei. Frumusețe-i mare aici, moldovenii mei. Și uite, uite, uite așa, țărea, țărea, mă lăsa, mă, așa, 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 mă. De la Puta la Hotin, moldovenii mei. Sârba mare s-o vârtim, moldovenii mei. Mult mi drag și-o cușă vorba, moldovioara mea. Oamenii frumoși din Moldova, moldovioara mea. Tare-mi sunteți mie dragi, moldovenii mei. Cum e codru-n alte faci, moldovenii mei.
toți ca munții de voinici, moldovenii mei. Frumuseții mari aici, moldovenii mei. Și țânea, țânea n-a lăsat, uite, uite, uite așa, mă, așa, 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 așa. Căia noastră, moldovenii, moldovenii mei, s-o plivim din buruienii, moldovenii mei. Moștenire s-o lăsăm, moldovenii mei, lui Hristos să-i închinăm, moldovenii mei. Și la frați și la surori, moldovenii mei, moldovioară plai cu dor, moldovenii mei. Toți ca munții de voinici, moldovenii mei. Frumuseții mari aici, moldovenii mei. Și juca sârba moldoveni, din Ocnița la Briceni, din Iedineț la Chișinău, mândru îs cu neamul meu. Bravo, bă! Băi, băi. Asta-s răsune mâinii. Pentru toți moldovenii de pretutindeni. Asta o punem în noaptea asta. Așa, să fie. Uite, mai Adrian, da, timp coleac și tu dansai mai repede. Da, joace. Da, mie îmi venea să mă ridic de aici, de pe canapea și fac o sârbă. Dar băi, trebuie să te ridici în picioare, că nu cântai la... Așa. Nu cântai la clape? Hai de citiri ceva, găsiți. Hai să mai citim, da, pentru că sunt foarte multe aici, foarte frumoase. De citiri, asta e pe Facebook? Sau pe Facebook, da, așa, la dumneavoastră este pe... Hai să strici la... Doar că trebuie, cred că, să YouTube, faceți un restart. Okay. Așa, hai să vedem, avem aici... Ce seară frumoasă, un spectacol, mi-am umplut sufletul și inima de energie și bucurie. Felicitări, un copil minune. Așa ne scrie asta, Larisa Pușca. Dora Lascov. Uite câtă mândrie are acest copil, n-am cuvinte, m-a lăsat gura căscată, o minune. Eu din Italia vă urmăresc, Tatiana Vlaico, salutări, inimioare și aplauze îți transmite. Așa, bravo, o voce frumoasă, mult succes, Adrian, Angela Baraboi. Maria Drumea, felicitări, bravo, o voce foarte frumoasă. Așa, sunt foarte multe aici, deja avem și... Hai să văd. Adrian, ești un dar de la Dumnezeu, cu vocea și mânuțele tale. O să ajungi foarte departe. Te iubim și îți dorim noroc și sănătate. Un copil cu cei 7 ani de acasă, drum bun în viață, admirații familiei și profesorilor. Silvia Turcan. Ion Crețu, sincer vă zic că vă bate pe toți artiștii autohtoni. Așa. Nicoleta Nico, Maria Șălaru, prietena mea dragă. Așa. Ce mai avem aici? Bravo, copil minune, Dumnezeu să te binecuvânteze, superbă voce, bravo, bravo, și ai multă admirație aici. Mă bucur enorm că ai ales o sârbă a Mariei Șalaru, corect, da? Pe care o prețuiesc, felicitări fiulei. Ce frumos! Așa, Marlena Ciolanu, moldovean dedicat, să te aibă Dumnezeu în pază. De 2 ori trăim emoții în care cuvintele sunt de prisos, mulțumesc. Mulțumim. Așa, bravo copil talentat, bravo Adrian, succes în continuare, respect tuturor, Doamne ajută, Nadejda Ursache ne scrie. Silvia Țurcan, un repertoriu foarte bogat și variat, ai făcut minune în platoul emisiune, dragă Adriane. Așa, foarte frumos, cât talent, succes pe viitor, bravo Adrian. Cea mai bună emisiune. Cât mă bucur că ești al neamului nostru, copil minunat. Felicitări, mulțumim, succes în continuare. Ana. Așa. Vă mulțumesc pentru această seară frumoasă, unică, Mihaela Bostan ne scrie. Lazar Igor, bravo, ești de nota 10 cu plus. Așa. Mulțumim frumos. Bacioiul vă salută, ne salută pe toți aici. Bravo, voce frumoasă. Barbaroșe Călin ne scrie. Galina Frunze, copil minunat, bravo, succes în viitor. Ana Balan, bravo, copil frumos și talentat, felicitări în continuare. Mihai Falcă, foarte frumos, plăcut și talent de la Dumnezeu. Uite cine te salută, mulțumesc, vezi? Mulțumesc frumos! Așa, colegul salut, nostru. Mihai. Da. Marina Lungul, felicitări, bravo, mult succes pe viitor, ești un copil minune. Adrian Mesină, alt știut pe Adrian. A, îl cunosc, cred că a vrut să scrie de pe TikTok pe Adrian, e un băiat de treabă.
Adrian, ai auzit? Da. Vă urmăresc din Padova, Italia. Galina Bunazoi, mulțumim și multe inimioare îmi transmite. Lilia Furtună, Adrian, așa talent ca tine se naște 1 la 1000. Bravo! Olica Baxanu, nu mare mulțumesc pentru așa o emisiune, domnul Gheorghe Țopa, dar pentru Adrian Bradu îi doresc succes în viață, părinților Bunelului, un mare respect și să-ți poartă de grijă tot restul vieții. Moldovenii mei, azi am descoperit un talent nemaipomenit de frumos la chip, talent și bunătate. Mulțumim frumos! Bunicului și nepotului pe TikTok, urmăriți-l, Ocară Elena ne scrie. Așa, Eugenia Lungu, extraordinar, ce bine că Moldova noastră are așa copii talentați, așa. Acest copil merită o stea pe ale Hollywood-ului. Uite câtă lume îți scrie aici, vezi? Mulțumesc frumos! Urmașul lui Igor Rusu, Ivan Dodon ne scrie. Așa. Ina Spânu, bravo, Adrian, te susținem de la Edenit, succes în continuare. Mulțumim! Iată și ai tăi sunt cu tine. Nicolae Dumitru, bună seara, vă salut din Italia, bravo copil minune, voce frumoasă. Avem foarte multe aici și tot nu se termină. Mulțumim, Gheorghe Țopa, datorită vouă ascultăm talente noi și îi scoateți în evidență, pentru că sunt multe talente nedescoperite. Bravo la toți! Hai să mai vedem, mai avem unul. Bravo, un copil cu har dumnezeiesc, succese mare, Adrian, realizări frumoase. Mulțumim, maestrul Gheorghe Țopa, pentru emisiunea minunată. Ne mândrim cu așa copil talentat, mult succes! Mulțumim frumos! Felicitări, copil talentat! Eu vă urmăresc din Lituania, bravo! Și Olea Bulgaru, bravo, un băiat foarte talentat, nota 100. Pe... Hai să vedem și pe pagina oficială de YouTube, așa, a maestrului Gheorghe Țopa. Iar voi sunteți foarte activi, bravo, ne bucurăm foarte mult. Așa, hai să văd, să vedem de la mine, da? Să spărăm și că tot pe YouTube tot vin și vin. Da, sunt la fel multe. Da, și... Hai să vedem, doar că a rămas cu reținerea. Hai să mai încerc o dată. Iată este. Maria Bondarciuc, bravo, voce de aur și bravo, domnul Gheorghe, că aduceți și descoperiți la emisiune noi și noi talente. Salutare din Paris! Mulțumim! Mulțumim. Așa, Valentina Arventi, Dumnezeu să te aibă în pază, succese mari! Angela Carta, bravo, copil talentat, multă sănătate și mari succese! Giulio Tasso e bravo, dar mai are mult de muncă până ajunge o stea. Sigur, prin muncă omul e slăvit, corect, Adrian? Corect. Așa? Maria Zupco, cât de bravo e Adrian, atâtea piese de moldoveni, așa o dragoste de plai. Domnul Gheorghe, eu sunt tot așa de fericită ca și dumneavoastră. Succes lui Adrian. Aleona Corja, bravo, maestre, o emisiune de suflet, de suflete. Așa. Svetlana Pârgari, bravo copil talentat, vă urmărim cu drag de la Paris, sănătate și vise împlinite. Din Irlanda, salutare, vă urmărim din Spania, cântă te rog, ce minunată e Valea Prahovei. Furtună Daniel ne scrie. Nu pot cânta, din păcate, că nu am stilul de brează, este o brează al doamnei Irina Login. Așa. Eu am cântat-o când am fost la, cum am menționat mai recent, la Voices. Da, tu poți să-i ferenezi așa o a capelă. Da, sigur. Ceva frumos așa. Mândră și frumoasă e Valea Prahovei, chiuie pe vale, fete și flăcăi, lăutarii cântă, strunele iau foc, tinerii se adună și se prind în joc. Lăutarii cântă, strunele iau foc, tinerii se adună și se prind în joc. Ce minunată ești, Valea Prahovei! Vara când se uită soarele în ferești, ca o zână în basme tot mai mândră ești, straiele de iarnă te împodobesc, Prahova mea dragă te iubesc! Foarte frumos! Ce frumos! Cât de bravo! Cât de frumos, cât talent! Bravo, maestru Gheorghe Țopa, că scoateți în evidență acești copii minunați și talentați. Vă urmărim din Spania cu mult drag și multă admirație. Mulțumim. Așa, mai avem aici un mesaj. Avem foarte multe. Maestre, sunteți minunat. Adriană, să fii sănătos și mult succes. Maestre, te așteptăm la Praga. Sănătate, să ne trăiești. Da, data 24. Da, ne scrie Eduard Savilă. Valentina, vai ce plăcut, Viorelea jos pălăria. Așa, Giulio Tasso, uite, respect copii frumoși. Uite, nimeni să aminte că, nu știu dacă, eu nu m-am pregătit. Așa, dar să vedem.
Adriane, am un spectacol, cum, am mai mult spectacol, vorbesc de cel, de, am un spectacol la Soroca, pe data de 21 februarie. Da. La orele 6, tu poți să vii și mai târziu, puțin, ții mai aproape, pe la Don Dușeni, la, să vii la Soroca. Da. Așa, am un spectacol cu Lenuța Gheorghiță, cu Anatol Latșev, Adi Carp. Așa. Și eu avem un spectacol. Vii cu noi în spectacol? Cu mare, mare, mare drag. Așa, pe 21 februarie suntem la Soroca. Pe 22 februarie suntem la Nisporeni, cu doamna Zinaida Julia, Anatol Latșev, Oleg Spânu. Suntem la Nisporeni. Pe data de 20... Ai, bai, unde la mine... Unde e la mine programul? Așa. 29, sunt sigur. O, cuș, cuș, cuș. Între timp am să dau eu un mesaj. Da, Giulia, da, Tasso, respect copii frumoși, viitorul va aparține. Să sperăm că voi veți face unirea cu patria mama România. Așa, Evdochia Leșanu ne scrie: maestre, să trăiți la mai multe emisiuni înainte. Dacă va fi posibil în această emisiune să ne cântați Fata Tatii, Fata Mamei? O cânt cu mare plăcere, mai ales că... În așa emisiune, ca așa mare audiență, da. O să cânt cu Fata Tati. Neapărat. Și hai să mai citesc unul. Florin Gelu Gaicu ne scrie: respect prezentatorilor, respect la toată familia ta, Adiță. Apropo, domnul Florin este una dintre persoanele care m-a susținut de la începutul formării contului meu de pe TikTok. Noi am avut mai multe conturi, din păcate au fost blocate, din cauza că intram singur pe live. Și după câte știți, minorii n-au dreptul să facă. Gheorghe, să dăm lista... Le salutăm pe această care avem, și pe domnul. M-a susținut la orice moment. Uite, am o foaie aici și un pix. Așa. Pixul. A dispărut pixul? Nu știu, aici era. A, este? Așa, a, este? Poftim? Te rog, luați-vă rog foaia și scrieți-mi ea. Așa. Adriane, zi mai departe, ce vreți spui? Deci domnul Florin este una dintre persoanele care ne-a susținut de la început. Contul acesta care îl avem noi acum, care se numește Bunicu și Nepotu, unde avem 54.000 de urmăritori aproape, este fondat acum undeva 8 luni și l-am ridicat cu mare greu, deoarece lumea nu ne știa, ne știa de pe conturile anterioare, că erau făcute ba pe numele meu, ba pe numele lui Bunicu. Și... cu ajutorul oamenilor cunoscuților mai vechi, am reușit să creștem contul cum este astăzi. Și le mulțumesc mult, mult, mult din suflet tuturor. O să vină din astăzi seară, o să vină mai mulți. Mai mulți atribe. Da, o să se aboneze mai mulți pe canalul tău. Cum se numește? Contul pe TikTok se numește Bunicu și Nepotu. Sunt mai multe conturi create fake. Contul nostru are 54.000 de urmăritori. Așa, bravo. Iată, eu chiar știi ce fac și îndemn și toți următorii noștri, urmăritorii noștri, ca să facă același lucru, să se aboneze pe canalul vostru de TikTok. Da, da, și nu uitați să vă abonați și cei care poate pentru prima dată ați urmărit această emisiune, abonați-vă aici pe pagina de Facebook, pe pagina de YouTube a maestrului Gheorghe Țopa și emisiunea dragă Cântați cu noi. Da, mulțumim frumos că sunteți cu noi. Să cânt cânticul Fata Tati, pentru că ce mai facem, pentru că... Hai să vină. E târziu. Multe cântece mai sunt pe acest pământ, dar din toate câte sunt, unul aș vrea să-ți cânt. E legat de altul nume, cel mai drag din lume, și de chipul tău curat, blând și minunat. Fata tati, fata mami, cel mai dulce și mai scump copil. Fata tati, fata mami, o prea frumoasă floare de aprin. Trece timpul, e grăbit și neostenit, un copil să-l crești cu dor,
nu-i deloc ușor. Îți dorim doar fericire și multă iubire. Să-ți ajute Dumnezeu, de-o să-ți fie greu. Fata tati, fata mami, cel mai dulce și mai scump copil. Fata tati, fata mami, o prea frumoasă floare de aprin. Așa-i viața într-o zi, ne vom despărți. O să apare cineva în inima ta. Dar de mamă și de tată să nu uiți vreodată. Pe obraz cu lacrima te vom aștepta. Fata tati, fata mami, cel mai dulce și mai scump copil. Fata tati, fata mami, o prea frumoasă floare de aprin. Fata tati, fata mami, cel mai dulce și mai scump copil. Fata tati, fata mami, o prea frumoasă floare de aprin. Fata tati, fata mami, luminată fie calea ta. Fata tati, fata mami, cu dor acasă te vom aștepta. Cu dor acasă te vom aștepta. Foarte frumos. Știți, de fiecare dată când ascult această melodie, eu sunt floare de april, sunt născut în april și mă regăsesc totalmente. Mulțumesc. Mai des când ai solicitări la Radio Dar. Sigur. Unde ești prezentatoare. Și nu doar, și la evenimente private. Sigur, da, eu zic dar că... Dar în special la Radio Dar sunteți foarte solicitate. Da. Adriane, uite ce vrei regia. Te întreb, mai ai? Da, sigur că da. Așa. Că tot am vorbit despre diaspora. Da. Este o temă foarte profundă și care te zgârâie la inimă. Și este păcat că foarte mulți moldoveni de-a noștri sunt plecați și răspândiți prin toată lumea. Dar nu-i păcat, măi. Asta nu-i păcat. Asta e bine, bă. E o mândrie atunci când te întâlnești cu moldovenii noștri, da. Și mereu ești ajutat. Și sunt toată lumea, în toate, exact, țările dezvoltate. Ei nu s-au dar e o durere pentru moldoveara, da, noastră, pentru că tot mai puțin rămâne. Lasă-l mai mulți copii. Lasă-l mai mulți copii. Iată, și... se căsătorești, crește mare, Adrian, se căsătorești, da, face mai mulți copii. De mâine, dacă dă la fiecare câte un apartament, măcar cu o daie... Vin toți acasă. Nu, de mâine fac copii toți. Așa. Toți. Și cu această ocazie aș vrea să cânt piesa Blestemat să fie banul. Așa. Blestemat să fie banul. O melodie pe potrivă, chiar. Dar fii atent când o să-ți facă semnă. Și ne cânteți. Ne cânti toate strofele, da? Da. Hai, Adrian. Doamne, mult m-am săturat, prin străin să fiu plecat, prin străin să fiu plecat. Un dor mare mă doboară, cât aș vrea să vin în țară, cât aș vrea să vin în țară. Doamne, mult m-am săturat, prin străin să fiu plecat, prin străin să fiu plecat. Un dor mare mă doboară, cât aș vrea să vin în țară, cât aș vrea să vin în țară. Blestemat să fie banul și străinătatea, că viața prin străinii e mai grea ca moartea. Să n-ai soră, să n-ai frate, să te rogi la soartă, să câștigi un ban cinstit și să vii acasă. Muzica.
plecat în lumea rea și mi-i dor de maică mea, și mi-i dor de maică mea. Cât aș vrea să fiu cu ei, lângă copilașii mei, lângă copilașii mei, măi. Sunt plecat în lumea rea și mi-i dor de maică mea, și mi-i dor de maică mea. Cât aș vrea să fiu cu ei, lângă copilașii mei, lângă copilașii mei, măi. Blestemat să fie bani și străinătatea, că viața prin străinii e mai grea ca moartea. Să n-ai soră, să n-ai frate, să te rogi la soartă, să câștigi un ban cinstit și să vii acasă. Blestemat să fie bani și străinătatea, că viața prin străinii e mai grea ca moartea. Să n-ai soră, să n-ai frate, să te rogi la soartă, să câștigi un ban cinstit și să vii acasă. Doamne, mult m-am săturat, prin străini să fiu plecat, prin străini să fiu plecat. Un dor mare mă doboară, cât aș vrea să vin în țară, cât aș vrea să vin în țară. Blestemat să fie bani și străinătatea, că viața prin străinii e mai grea ca moartea. Să n-ai soră, să n-ai frate, să te rogi la soartă, să câștigi un ban cinstit și să vii acasă. Blestemat să fie bani și străinătatea, că viața prin străinii e mai grea ca moartea. Să n-ai soră, să n-ai frate, să te rogi la soartă, să câștigi un ban cinstit și să vii acasă. Bravo, Adriane, vreau să spun că e una să poți cânta, pentru că eu cred că foarte multă lume se gândește că și ea poate cânta și, și copilul lui talentat și copilul vecinului tot e talentat, dar eu cred că aceea că tu posezi 6 instrumente, ești muzical. Tu poți cânta orice gen de muzică, nu mai zic că din orice zonă a României, pentru că ești muzician, pentru că ai făcut școală muzicală. Vedeți ce înseamnă să faci o școală muzicală la timp și bine, să cunoști multe instrumente. Să poți clapa, să poți pianul, să poți acordeonul, nu mai zic saxofonul, fluierul, ce mai ai tu acolo. Așa, de ce, oameni buni, dacă v-a plăcut ce face Adrian, înseamnă că copilul dumneavoastră, înainte de a veni la noi, în scenă mare, trebuie să facă școală. Că vocea face exerciții, dacă ți-a dat Domnul să ai voce, înseamnă că o să o ai, dar să faci o școală. Ești de acord, Adrian? Foarte. Pentru că, uite, el poți să-l pui la orice încercare, el o să facă cu minune, o să descurce, în orice o să descurce. Exact. Și mai ales că are o dicție foarte bună, ați văzut ce poezie. Cei care ne privesc acum, n-ați urmărit, uitați-vă, dați timpul înapoi, în reluare și uitați-vă ce poezie grea, că îmi dau seama că tu mai cunoști, dar cunoști una de dragoste, așa ceva, așa scurtuță, dar cu sens? Sau tu mai mult? De dragoste, din păcate, nu cunosc. Uite, nu se grăbește mai să crească, ți-am spus. Adrian, nu se grăbește să crească, el e bravo. Așa. Aș mai vrea să mai cânt un cântec. Sunt sigur că fiecare dintre noi are dușmani. De fapt, nu dușmani, dar persoane hateri care încearcă să ne ponegrească, să... Și-i vreau numai rău. Da, să ne dea mai jos cu nivelul. Dar piesa asta o să fie cu dedicație pentru dușmani. Îi pun impitos la... La dușmanii mei, domne, la dușmanii mei, măi lume, vai. Dele, Doamne, ce vor ei, dele, Doamne, ce vor ei. Domne, la dușmanii mei, domne, la dușmanii mei, măi lume, vai. Dele, Doamne, ce vor ei, dele, Doamne, ce vor ei. Dele bani, dele avere, dele bani, dele avere, lume, vai. N-or avea parte de ele, meargă în
pământ cu ele. Dele bani, dele avere, dele bani, dele avere, lume vai. N-or avea parte de ele, meargă în pământ cu ele. Vorbesc de rău. Rău la nimeni eu nu vreau. Rău la nimeni eu nu vreau. Măi lume vai. Dar toți mă vorbesc de rău. Dar toți mă vorbesc de rău. Da, da, da. Lumea este rea. Le ciudă pe tine când viața-ți merge bine. Da, da, da. Lumea este rea. Le ciudă pe tine când viața-ți merge bine, măi. Dușmanii mei, măi lume vai. Dele, Doamne, ce vor ei. Dele, Doamne, ce vor ei. Doamne, la dușmanii mei. Doamne, la dușmanii mei, măi lume vai. Dar dele, Doamne, ce vor ei. Dele, Doamne, ce vor ei. Dele bani, dele avere. Dele bani, dele avere, lume vai. N-or avea parte de ele. Meargă în pământ cu ele. Dele bani, dele avere, dele bani, dele avere, lume vai. N-or avea parte de ele, meargă în pământ cu ele. Măi, bravo, foarte frumos. Ei, a, așa. Măi, cu așa cânti, nici nu știu când să facem finală. Ce... Iată, și... sunt în finala. Victorița ne arată finala. Și că tot avem dușmani, sunt sigur că mai avem și prieteni. Fiecare dintre noi are prieteni. Și hai să finisăm această seară frumoasă. Nu, pentru mine nu e problemă, pot să facem până mâine dimineață. Eu știu că tu mi-ai spus că cânti peste 300 de cântice, dar a fost important ca tu să vii aici, a fost important ca tu să cânti din tot sufletul. Eu sunt sigur că care o să își dea cuvântul profesioniștii noștri, tu meriți cele mai mari aplauze la vârsta ta. Și mai ales că să vii și la Ștefan Neaga și să dai de un profesor bun, de un profesor care o să te ducă pe calea cea dreaptă a folclorului, să zicem așa, e să cultivezi tot ce e mai bun și mai ales că tu o să faci foarte rapid. El o să prindă tot ce o să-i... Da, le face tot cu atâta plăcere, cu atâta, nu știu, entuziasm, da. Și le reușești pe toate. Bravo, și, mulțumesc frumos! Orele cele de solfegiu, în alta, el multe ore să le dea mai mult canto, mai mult timpul tău, pentru că la tine îți primești tot perfect. Mulțumesc mult! Mai, Adriane, mai... ne întoarcem la spectacol care avem noi. 27 februarie, Cantemir! Iarăși cu Adrian Ochișanu, Gheorghe Țopa și Oleg Spânu, la Cantemir, 27 februarie. Domnul Dușeni, 28 februarie, iarăși cu Adrian Ochișanu, Oleg Spânu și Gheorghe Țopa. Nisporeni, Zinaida Julia, Anatol Latășev și Oleg Spânu. Așa, Orhei, 29. Lenuța Gheorghiță, Anatol Latșev și Adi Carp. Soroca, 21, am spus, Lenuța Gheorghiță, Anatol Latșev, Adi Carp, Gheorghe Țopa și Adrian Bradu. Uite, măi, am scrie aici, te rog frumos, Bradu, în program. Așa, da? Vrei să mai cânti? Da, el cânti, de-am despre prieteni și atât. Da.
Hai cânt cu prietenul și pe urmă veniți acasă, măi copii! Pentru prieteni, asta-i masă mare, de mulțumire va cânta sufletul meu. De mulțumire pentru sfat și o îndrumare, că lângă mine sunt la bine și la greu. Pentru prietenia să cânte lăutarul, pentru prieteni să închinăm câte un pahar, că lângă ei mi-i bucuria și amarul, și lângă ei nu-mi trece viața în zădar. Se curgă lacrimi din strună de vioară, așa cum curg din ochii mei cântând. Eu cu prieteni mă petrec în astă seară, nu cu dușmani care nu-mi vor bine nicicând. Pentru prietenia să cânte lăutarul, pentru prieteni să închinăm câte un pahar, că lângă ei mi-i bucuria și amarul, și lângă ei nu-mi trece viața în zădar. Pentru prietenia să cânte lăutarul, pentru prieteni să închinăm câte un pahar, că lângă ei mi-i bucuria și amarul, și lângă ei nu-mi trece viața în zădar. Și lângă ei nu-mi trece viața în zădar. Pentru prieteni, muzică Mihai Falcă. Mihai Falcă, bravo Mihăiță. Uite ce cum îți cântă băieții deja cânticele. Într-adevăr, el a cântat cu ăsta probabil cele mai mari vizualizări pe YouTube la această melodie. Și nouă ne-a adus urmăritori, cât mai mult din ziua când a pășit pragul acestei emisiuni. Ia mai zic ceva de emisiunea noastră, mai zic ceva de partenerii noștri, le mă dăm citire. Da, hai să le aducem o mie de mulțumiri celor care sunt cu noi, sunt cu această emisiune dragă și care de la bun început au pus umăr, să zic eu. Le mulțumim din suflet sponsor Piața Agricolă Revenco Viorel. Mulțumim din suflet Fața de 3D. Mulțumim din suflet doamnei Svetlana Wolfring. Așa, mulțumim din suflet Valentin Brașoveanu. Mulțumim Tudor Hadârcă. Mulțumim Ion Scoarță. Mulțumim Mihai Cornea și mulțumim Darmedea. Mulțumim maestre Gheorghe Țopa pentru această frumoasă emisiune. Vă mulțumesc și vouă, mulțumesc că m-ai ajutat să ne descurcăm. Cu drag, cu drag. Da, ne mulțumesc bucurăm pentru invitație. Pentru toată echipa că nu ne-a făcut festa internetul. Cred că am fost și pe sigur, TikTok. Mulțumim frumos. Am stat o seară întreagă cu tine pe TikTok aici, că în locul bunelului am stat în partea asta. Așa. Că tot a venit vorba de pe TikTok. Avem foarte multe persoane care ne urmăresc acum pe TikTok. Sunt 530 de persoane minunate pe care îi salutăm cu mare drag. Și foarte, foarte, foarte mulți întreabă, eu am mai citit acea comentariile pe TikTok, cine e doamna cea frumoasă care stă și nu se vede, dar se aude cu vocea ei minunată. Ai, ce știe la face, misă. Dacă am zis, poate, cât e de dragoste, când ce e de dragoste, n-am. Dar complimente știe să facă, da. Este Violeta? Viorelea. Domnul Gheorghe, ați avut în tinerețe vreo violetă sau nu știu ce vă atrage ta la violet? Cu V. E un nume sofisticat, dar foarte, Viorelea, foarte, de la foarte floare, frumos. Florile, da. Viorele. Viorelea este colega și, eu știu, de la Radio Dar. Așa, da, sunt prezentatoare la Radio Dar. Prezentatoare la Radio Dar. Este colegă lui Adi Carp. Adi Carpa, noi suntem la el în ospiție aici. Așa. Și Adi Carpa, având ceva probleme cu, numai nu cu sănătatea, n-a putut să vină, dar mi-a promis, dar că Viorelia o să descurce. M-a trimis pe mine, da. Foarte bine. Eu sper că m-am descurcat, maestre. V-ați descurcat, te-ai descurcat foarte bine, nici vorbă nu, eu nici nu cer nimic, cer numai să fie băgați în seamă cei care ne scriu mesaje. Desigur, avem foarte multe lume altă dată frumoasă n-o să ne care trimată, da. Ne salută. Vrei să mai citești ceva? Da, sigur. Și hai dacă mai treci, pare că nu, până mergi spre sfârșit. Da, o să vreau să citesc. Și dacă uite, o să permiteți. Uite ce facem noi.
Așa. Eu l-am rămas bun cu voi și tu vorbești cu a tăi de pe TikTok și le mai cădonăm o melodie, da? Dar după ce finisăm... Așa? Da, stăm puțin să mai vorbim cu ei. Așa. Și le mai cântăm o melodie. Dar acum cei care urmăresc emisiunea Cântați cu noi. Pentru voi, prieteni, dă citire și mai acolo. Da, aici e ultimul mesaj. Vreau să mai cântați un cântec, doamna Viorelea. Vă mulțumim pentru o seară atât de frumoasă. Bravo, copil minunat. Doamne, ce voce minunată. Felicitări, scump copil minunat. Ești un adorat. Succese grandioase în viitor. Tamara Popova ne scrie. Așa, ne scrie Nina Larionov, sunteți minunați cu toți, iar băiatul e special, talentat și cu toate înțestrat. Bravo, bravo și iar bravo. Mulțumim frumos. Bravo, Viorelea, ai citit mult și frumos, așa, ultimul mesaj. Mulțumesc tare mult. Doamne, ce voce minunată, felicitări. Respect, Gheorghe Țopa, pentru promovarea tinerilor talente. Bravo, Adrian, succes frumoase. Dumnezeu să te binecuvânteze la mai mult și la mai mare. Vă zic sincer, cer scuze că v-am întrerupt, doamna Viorelea, noaptea aceasta o să dorm liniștit. De ce? De ce? Deoarece am citit... Să mai fac un compliment acuși. Deoarece am citit foarte multe comentarii frumoase, mi s-a împlus sufletul de bucurie și e foarte multă bucurie că deja nu mai încape în suflet și sper că ați primit-o și voi. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, sunt foarte mândru. De citiri-vă câteva de pe TikTok, hai! Bine, hai că noi n-am ajuns. Dăm și noi citire. Vă câteva, Așa, două secunde. Dar eu vreau să spun ceva mai devreme. Dacă o să-mi permiteți, maestre, vreau să-i cânt și eu o dedicație pentru Adrian, băiețelul meu, pentru că este un băiețel minunat și talentat, să zic eu. Da. Dar dacă o să mă ajute regia, o să rog aici băiețelul meu, vă rog tare mult. Pentru că acum mi-a venit... A fost pregătită cu o piesă. Da, da, da. Hai să vedem. Așa. Adrian, ne dai citire acolo? Deci, domnul Ion ne scrie, neașteptat să vedem băiatul de la Cupcin. Domnul Marius ne scrie, bună seara din Polonia. Wow. Mulțumim frumos, bine ați venit și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Doamna Angela, bună seara de la Italia Verona. Salut de la Italia. Ursul Mișca este doamna Lesea, la fel o cunoscută de-a noastră, scrie bravo. Vă mulțumim frumos că sunteți alături de noi. Doamna Cristina ne scrie, Adrian, ești mare, te iubesc, mulțumesc frumos și eu vă iubesc pe toți. Doamna Alisa scrie un compliment frumos pentru doamna Viorelea, sunteți super. Mulțumesc. DJ Johnny ne salută din Italia. Și doamna Giuliana vă roagă, domnul Gheorghe, să mai cântați o piesă. Și Sandu ne salută din Dubai. Bravo, bravo la toată lumea. Așa. Mai vorbim pe urmă, ți-am spus că ne mai reținem puțin și asemenea că sunt cântic pentru ei. Ai tu ceva acolo pentru cei de pe TikTok? Ai sigur tu. Că da. Au, greu. Ok, am uimit mergem mai lumea. Departe. Hai să vedem cântă... dacă regia este. Așa? Ia. Este, da? Wow, wow. Mulțumesc. Wow, wow. Adrian, pentru tine este această melodie și pentru băiețelul meu de altfel, care este acasă și mă așteaptă, pe nume Darius. Și... Să vă trăiască. Da, și... Ce-ți doresc ție? Mult succes, o faci foarte bine și bunul Dumnezeu să te aperi de toate relele, să mergi așa doar cu dreptul înainte. Mulțumesc frumos! Cu drag! Mai încercăm o dată. Da, hai să mai încercăm o dată. Se auzea foarte, foarte încet. Deloc nu lucrează căștile, da? Căștile nu lucrează? Nu știu. Deloc, da? Hai să vedem. Ian, acum? Nu știu tot, nu? Dar n-are nimic cu una, că e în față, că acela nu e. Dar nu. S-a mutat schimb. Stai, stai, bună. Iată cum este. Ți se dă, viață poți să dai unui copilaș sub soare.
dragoste și bunătate. Prințișorul meu, tu mă faci mai fericită. Tu ești puiul meu, eu a ta mămică. Na-na, 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 na-na. Îngeraș iubit, i-ai dat sens, i-ai dat culoare. Eu te strâng la pet, puișorul meu, bogăția mea cea mare. Mi s-a împlinit cel mai frumos vis, cel mai frumos din lume. Am dat viață eu unui băiețel, unui băiețel. Sunt ales din carte, dăruiești în jur dragoste și bunătate. Prințișorul meu, tu mă faci mai fericită. Tu ești puiul meu, eu a ta. Dragoste și bunătate. Prințișorul meu, tu mă faci mai fericită. Tu ești puiul meu, eu a ta mămică. Pentru toate mamele, pentru toți băiței din lume. Cât de frumos! Cât de frumos! Mulțumesc, Adrian! Volodia? Ori la mini, ori mai dă încet. Poți mai încet? E vins că, da, parcă ceva s-o. Hai să cânt cânticul A trecut încă o seară. A trecut încă o seară. Mulțumesc. Este altă variantă? Vlad. Ce s-o cauți la tine pe pagina sau ce? Altă variantă n-am. Cântăm data viitoare. Am altă. Dar nu poți fi așa. Eu am cântat-o cu tine. Așa. Pune în fața dragostea. Exact, mâine este ziua îndrăgostiților, maestre, așa da. Că va fi dedicație pe măsură. Hai, pentru toți cei thank you.
om aleargă, toată viața nu-și găsește loc. Bogăția sau povara nu-i aduc noroc. Ce n-ar face, ce n-ar spune, vede într-o zi. Cât de trist ar fi pe lume dacă n-ar iubi. Ești puterea și speranța mea, ce-așteptam și ce-am visat cândva. Chiar de trec în grabă anii mei, eu mă închin în fața ei, a dragostei. Dacă viața e o mare buciumată în val, înțelege fiecare, chiar și în final, că suntem ca niște fire, fire de nisip, și de nu ar fi iubire, nu ar fi nimic. Ești puterea și speranța mea, ce-așteptam și ce-am visat cândva. Chiar de trec în grabă anii mei, eu mă închin în fața ei, a dragostei. Puterea și speranța mea, ce-așteptam și ce-am visat cândva. Chiar de trec în grabă anii mei, eu mă închin în fața ei, a dragostei. Ești puterea și speranța mea, ce-așteptam și ce-am visat cândva. Chiar de trec în grabă anii mei, eu mă închin în fața ei, a dragostei. Oh, Adriane, ce melodie ai vrut să închei programul din seara asta? Aș vrea să vă fac o ultimă melodie. Este pentru copiii noștri. De fapt, pentru copiii voștri, că eu sunt încă copil. Copil? Și se numește așa, dacă nu ai copilaș, bogăția cui o lași. Nice. Foarte frumos. Să o ascultăm. Și păcat că n-are cine să mai plângă după tine, să mai plângă după tine. Dacă nu ai copilaș, bogăția cui o lași? În pământ n-o poți lua, să alege praful de ea. Dacă nu ai copilaș, bogăția cui o lași? În pământ n-o poți lua, să alege praful de ea. Nu-i sărac cine nu are niciun ban în buzunare, niciun ban în buzunare. E sărac cel care spune că n-are copii pe lume, că n-are copii pe lume. Dacă nu ai copilaș,
bogăția cu Iola și în pământ n-o poți lua, să alege praful de ea. Dacă nu ai copilași, bogăția cu Iola și în pământ n-o poți lua, să alege praful de ea. Bravo! Bravo, 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 foarte frumos! Ai, 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 nu știu, nu știu, nu știu, poate să... aici ai cântat tot, da? Da. De acolo. Dacă doriți să mai fac una, o fac? Nu, eu mă gândesc că... Hai să finim să mă... Mai fi o dată plăcere, mă ales că asta. Hai să anunțăm încă o dată invitatul nostru și, desigur, sponsorii, partenerii noștri, care de fiecare dată sunt alături de noi și le mulțumim pe această cale plecăciuni și aplauze pentru ei. Mulțumim din suflet sponsorii Piața Agricolă, Revenco, Viorel. Hai să, în asta s-au partenerii, da? Hai să fie pentru partenerii noștri. Fațade 3D. Facem televiziunea mea. Așa, mulțumim din suflet doamnei Svetlana Wolfring, așa, mulțumim Valentin Brașoveanu, Tudor Hadârcă, Ioan Scoarță și Mihai Cornea și, desigur, nu în ultimul rând, și Dar Media. Da. Mulțumim mult maestrului Gheorghe Țopa pentru această frumoasă Mihai emisiune. Cornea. Mihai Cornea este patronul. Spuneți, da, am deja Radio dumneavoastră Dan. până la sfârșit. Așa? Așa că dumnealui mă susține și avem niște proiecte interesante, să ne lărgim, așa că a pus umărul. Da, să fie cu Doamne Mihai ajută. Mihai Cornea e cu noi. Să fie așa. Cu noroc. Da. Mergem mai departe. Ce am zis eu? Ce facem acum? O piesă pentru final, ca să încheiem. Și cred că uite una veselă ceva, nu, da? Nu, uite, am vrut eu. Să-i mi faci o dată plăcere să mai cânti o dată Lacrima Amară, așa cum o cânti tu. Hai, la noaptea asta, târzie, în seara asta, în ajun de ziua îndrăgostiților. Aici mai este un mesaj, Ecaterina Tincuța ne scrie: acest cântec mi-ar plăcea să-l cânte și Adrian, ești puterea și speranța mea, care l-ați cântat, maestre. Care? Deci... Nu, acel nu există. Nu? Fața dragoste, cred că, dar a scris acest... Cred de această melodie. Cred, probabil, poate. Ești puterea și speranța mea. Nicoleta, într-adevăr, o piesă foarte frumoasă. Așa, ce ne cânti, Adriane? După cum a solicitat domnul Gheorghe, Lacrima Amară. Hai să fie! Asta a fost surpriză. Ai plecat într-o seară de vară, te-a chemat, te-a furat un băiat, și mi-i dor o nebună povară, și mi-i sufletul neîmpăcat. Nu știu vina a cui va rămâne, poate a mea, poate a ta, poate a lui. Ce e soarele zilei de mâine, dacă a fost o iubire și noi. Lacrima amară, lacrima amară, mă încearcă iară, mă încearcă iară, ca un vechi refren. Amintiri și clipe, încep să doară, ora e târzie, e pustiu în gară și nu mai vine niciun tren. La 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 la, la 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 la, oh. La 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 la, la 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 la, oh. Ești departe, 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 frunze coapte și prea mult de greu, calea robilor veșnică arde, o fi calea destinului meu. Eu te chem cu străbune țărâne,
ziua și noapte te aștept. Ce e crica aceasta de pâine, dacă inima-i lacrimă-n piept? Lacrimă amară, lacrimă amară, mă încearcă iară, mă încearcă iară, ca un vechi refren. Aminti și clipe reîncep să doară, ora e târzie, e pustiu în gară și nu mai vine niciun tren. La 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 la, la 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 la, oh, 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 oh. La 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 la, la 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 la, oh, 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 oh. Bravo! Minunați. Oameni buni și întreagă lume, vă mulțumim că ați fost cu noi o seară atât de minunată, atât de frumoasă, cu atâtea emoții, și le mulțumesc întregii familii, Adrian, Brado, la părinții tăi, la frații tăi, surorile tăi care au venit aici, te-au susținut, au cântat. Numai Victorița cea mică de 3 ani și jumate, cât farfala a făcut aici în emisiunea noastră. Cât de dulce a fost, ce reșica da. De pe tort a fost. Așa că îți mulțumim frumos, dar rămân pe loc și cântăm de obicei. Avem și noi o tradiție frumoasă, orice emisiune, orice invitat, la urmă cântă Veniți acasă, măi copii. O melodie de suflet, o melodie frumoasă. Viorele, îți mulțumesc pentru că n-ai refuzat, că l-ai ajutat pe Adi și m-ai ajutat și pe mine. Și m-ai ajutat și pe mine. Mulțumesc frumos, mulțumesc Adrian încă o dată. Mulțumesc bunelului că te rabdă, îți împlinește toate mofturile tale, că e un chimicai multe. Multe, multe. Multe. Și dorință, și putere, și energie ai. Deci, veniți acasă, măi copii. O seară minunată la toată lumea, o seară liniștită. Adrian, spune-și tu ceva. În primul rând, aș vrea să vă doresc sănătate, că e mai scumpă decât toate, să aveți parte de bucurie, de fericire și de pace și armonie în familie. Așa, și ceva pentru Viorelia. Și doamna Viorelia, să înflorească postul de radio al dumneavoastră. Mulțumim. Fie ca viața dumneavoastră să fie la fel de frumoasă cum v-am văzut astăzi și mi-am făcut o părere foarte frumoasă despre dumneavoastră. Mulțumim. Așa să fie și viața voastră. Eu vă mulțumesc pentru invitație și... Și cum te-ai simțit? Eu m-am simțit foarte, foarte, foarte bine. M-am simțit ca la mine acasă. Plus că sunt și oameni frumoși aici. Pe lângă faptul că este domnul Gheorghe și doamna Viorelia, mai avem și persoane în spate care lucrează pentru calitatea sunetului și video. Și mulțumim lor la fel de mult. Că fac un efort foarte mare pentru a aduce oamenilor emisiunile calde a lui domnul Gheorghe. Și Adrian, ne promiți că peste 10 ani, așa cum a spus maestro, da, promit, Gheorghe Țopa, să facem o emisiune. Promit. Să facem o emisiune sau un concert live așa frumos, cu da? Mare, 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 mare drag. Adrian, chiar dacă uit eu, sunt tu. Da? Da, să nu uiți tu, bine? Da? Simint și eu. Veniți acasă, măi copii. În cele 4 vânturi ale lumii v-ați risipit, ați tineri moldoveni. Ați părăsit ce-au apărat străbunii, pământul sfânt cu vii și cu boieni. Plecarea-ți unii din naivitate, iar alții de nevoie ați plecat. Să-ți lași pământul, e o greșeală poate, să nu te-ntorci la el, e un păcat. Mai mică-i pâinea, dar mai gustoasă, în țara ta cu pom și vin. Veniți acasă,
Veniți acasă, veniți acasă, măi copii. Mai mică-i pâinea, dar mai gustoasă, în țara ta cu pom și vii. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi copii. De ce îngropați în alte țări răsadul vieții voastre cele tinerești? Să-l pătăcește fără voi prăsadul în fața tristei case părintești. Cum poate fi viața norocoasă la margine de lume și pământ? Norocul nostru e la noi acasă, în limba noastră și n-al nostru fiind. Ai, Adriane! Mai mică-i pâinea, dar mai gustoasă, în țara ta cu pom și vii. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi copii. Mai mică-i pâinea, dar mai gustoasă, în țara ta cu pom și vii. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi copii. Mai mică-i pâinea, dar mai gustoasă, în țara ta cu pom și vii. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi copii. O seară minunată a toată lumea, seară liniștită. Pentru voi a cântat în toată seara Adrian Bradu. Adrian, cu cea mai frumoasă dicție care poate să aibă un copil, un cântăreț. Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună! Vai, vai, vai!